Bună seara, prieteni! O nouă emisiune la Fan Steaua TV, televiziunea online pe care o urmăriți în direct pe YouTube.com, pe Facebook, pe Google+, pe Twitter, pe toate aceste rețele de socializare. Este, dacă nu greșesc, a patra ediție din 2014. Așa cum v-am promis, stăm de vorbă astăzi cu oameni din Peluza Sud. Ei au ținut să precizeze că nu e vorba de lideri ai Peluzei Sud, ci de oameni care sunt acolo meci de meci și în deplasare și compun acest segment Peluza Sud. O să vorbim absolut tot ceea ce doriți dumneavoastră, absolut tot ceea ce doresc ei. Își vor da seama că aici au venit la prieteni. Fan Steaua TV, asta și înseamnă televiziunea, dacă îi pot spune, deși e impropriu. Deși cred că pe online ar putea să devină televiziune ușor, ușor. Este locul unde suporterii stelei, că sunt din sud, din nord, din tribuna a doua, că sunt cetățeni, că sunt ultrași, că sunt... Important e că sunt steliști, toți se vor exprima. Vom chema în fiecare săptămână și la rubrica VIP Steaua, ceva ce ați văzut, gen Victor Șerb, am discutat cu Basara Panduru să vină săptămâna viitoare. O să vorbim despre juniorii de la Academia Steaua, am discutat cu Massimo Pedrazzi, iar în urmă cu câteva minute este în Barcelona, vine luni în țară, o să avem o emisiune despre juniori Steaua. O să vorbim despre Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Am discutat deja cu basketul și cu hockey-ul, să vină oamenii care merită să vină aici, să fie prezentați suporterilor. Și apropo de asta, Peluza Sud chiar am sesizat de ani de zile, urmărește în tribună și susține acest segment, hockey, basket, handball, rugby, sunt polo de fiecare dată acolo alături de Steaua București. Așadar să-i prezint pe cei pe care îi vedeți acum în direct pe toate acele rețele și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Lângă mine este Lece, cu siguranță l-ați mai văzut în diferite emisiuni la televiziune, am senzația am fost împreună odată la Telesport, dacă nu cumva greșesc. Lece este da. Lângă mine. În mijlocul celor din Peluza Sud este Cârciu, cu care am ținut legătura și mulțumesc că m-a ajutat să realizez această emisiune cu Peluza Sud. Și pe extrema stângă este pe post de tănase astăzi, este Marcel. Sper că nu mă înjuri că am zis... Dar rimează cu Dodel. Marcel rimează cu Dodel. Marcel, Dodel. Bun, Lece, Cârciu și Marcel. Cu sigur... Cu ce rimează Lece? Cu nimic. Lece este unic. Da. Și a ținut să precizeze, se scrie cu 2 C, exact ca și orașul din Italia, unde a evoluat Gică Popescu. O perioadă scurtă, când să se lase de fotbal. Bun, vom vorbi despre toate... Paia Dinamo. Greșeala vieții. Treaba a recunoscut-o. Fiecare cu bine, în general când te duci la Dinamo faci o greșeală. O să vorbim chiar și despre tripla Steaua Dinamo. Ieri v-am adresat o întrebare. Noi nu ne aducem aminte ca Steaua să fi întâlnit echipa din groapă de 3 ori într-o lună și jumătate. Dacă are cineva un răspuns pozitiv să ne spună, pentru că ar putea fi o triplă istorică, Steaua să bată pe Dinamo de 3 ori lună și jumătate, ar fi grozav. Vorbim tot ceea ce trebuie vorbit cu Peluza Sud. Dacă aveți mesajele, puteți trimite și pe YouTube și pe Facebook peste tot. Vom citi pe toate în măsura în care vă veți exprima, evident, în așa fel încât să vorbim, deși aici, din ce îmi spun colegii din regie, e altfel decât la televiziune, se poate discuta orice. Eu însă mai puțin și o să vă rog să îmi permite să nu vorbesc cam pe luză măcar aici în această emisiune, pentru că am permisiunea celor de la Gazeta Sportului să vin și depinde de mine dacă mai merg mâine la ziar. Bun, Peluza Sud. Este clar, prima întrebare... Ce înseamnă Peluza Sud? De ce ceva separat? De ce Peluza Sud? Și răspundeți care vreți, interveniți când vreți, fără niciun fel de problemă. Pentru că noi am prezentat astăzi în premieră Peluza Sud vine alături de noi. Care, de ce nu ține asta, Peluza Sud? Bine, ei sunt Peluza Nord, ceilalți. Și voi Peluza Sud. Peluza Sud a fost un grup la început, un singur grup, în 2003, Vacarm, care nu i-a convenit... ce se întâmpla în Peluza Nord și s-au mutat la sud, ei singuri. Okay. Nu formau... Deci în 2003. Da, erau un singur grup, Vacarm se numeau, se numesc, există și acum, sunt tot membrii Peluzei Sud. Dar nu formau o peluză, pentru că erau doar ei și erau percepuți ca grup. Apoi în 2004, anul următor și azi, anul ăsta se fac 10 ani, probabil o să o serbăm, au venit mai multe grupuri, tot așa rupte din Peluza Nord. Majoritatea din grupurile care există în prezent în Peluza Sud... au crescut în Peluza Nord. Deci noi de acolo ne-am rupt. Acolo am crescut, acolo am venit prima dată la stadion, de acolo am venit în sud. Și am venit din diferite motive, care
de-a lungul timpului s-au văzut separarea între noi și Nord. Noi avem drumul nostru, ei au drumul lor. Nu avem niciun scandal momentan cu ei sau cum mai zice lumea că de ce nu ne unim cu ei sau tot ne respectăm, dar noi avem altă mentalitate. Principii, e vorba de avem principii, alte principii, nu? Avem altă mentalitate. Noi vrem să taxăm tot ce este împotriva stelei. Tot. Cum l-am taxat și pe Gigi Becali când și-a bătut joc de Steaua acum mulți ani, nu foarte de mult, când Vărul Virgil făcea transferul sau ceva de genul ăsta, venea Bibișco, venea Parpas și ne scăldam în locurile 5-6, de acolo a început și protestul cu el. Probabil tot în toate astea. Asta cu Bibișco și Parpas, chiar că e de cascadorii râsului. Hai să-l completez eu un pic. Te rog. Da, Vacarm a fost primul grup care s-a mutat de la Nord oficial, dar înainte de Vacarm, mă rog, mai existaseră grupuri care plecase. Cum ar veni casa noastră? Dacă plecam, momentul erau... plecării a însemnat un regret. Momentul plecării din peluza unde ați crescut. La un moment dat, fiecare. Cred că 30% a însemnat un regret, pentru că treceam către o altă categorie, dar ajunsesem în așa fel încât am vrut să facem pasul ăsta și să plecăm de acolo și mai mult a fost mai mult ne-am bucurat că am plecat. Am nu neapărat, dar nu ne simțeam în care a fost adunut. Reacția celor care au rămas în momentul când, repet, rând pe rând voi ați hotărât să plecați, mai întâi Vacarm și pe urmă alte grupuri. Ce spuneau ei? Nu, Gabi, hai să lămurim. Deci noi suntem steliști. Da. Toți susținem Steaua, Nord, Sud, tribune, nu contează. Okay. Însă fiecare om are modul lui, viziunea lui de a vedea lucrul ăsta. Unii poate sunt mai pragmatici, alții poate sunt idealiști și așa mai. Adică fiecare, unii poate vor să vadă doar rezultate și în momentul în care Steaua nu are rezultate, nu vin. Ăia se plasează undeva la tribună, probabil n-au chef să cânte tot timpul. Știu că în oricare peluză ai stat, trebuie să cânți, trebuie să-i accepți pe aia cu steaguri și poate din cauza lor nu vezi meciul și așa mai departe. Deci un om care vine pe stadion alături de o echipă și în cazul în speță de Steaua, știe cam unde să se plaseze, știe că dacă vine cu copilul, vrea să stea acoperit, se duce la tribuna întâi, acolo mai are de unde să-și ia un ceai cald, nu știu. Cel care vine din pasiune, e fanatic, de obicei vine în peluză. Suporterii galeriile s-au strâns la început, când au existat primele mișcări ultra în lumea asta, s-au strâns în peluză. De ce? Pentru că acolo și acum, ca și atunci, biletul e mai ieftin. Și atunci masa de tineri, de studenți, de oameni copii, care, de copii, de puși, de oameni mai chiar și mai înaintați în vârstă, dar rămași încă tineri în sufletul lor și fanatice în echipă, au rămas în peluză. Da. În situația de față la Steaua, o parte din peluza Nord s-a rupt, a plecat tot într-o peluză, n-a plecat la tribună sau în altă parte, adică a plecat să-și susțină tot în mod fanatic ideile și echipa și valorile în care fiecare credea. Și o parte au rămas, pentru că nu poți să te lupți cu principiul ăla. Unul zice, dom'le, e mai bine să rămân aici, aici am fost crescut, aici știu cum e mersul, aici... Bine, stai că nu e vorba numai de locație. E vorba de principii, pentru că Vacarm a plecat de la un motiv. Nu știu dacă voi îl cunoașteți. Ar fi interesant să vedem care e motivul. Erau tineri și au considerat că nu sunt băgați în seamă pentru munca care o depuneau la peluza Nord. Am înțeles. Și au vrut să fie recunoscuți pentru munca care o depun ei și să fie recunoscută munca lor. Și acolo au găsit și, într-adevăr, când ei au plecat acolo, a fost și pentru alte grupuri să meargă și așa s-a format peluza. Ce le mai fumează? O țigară. Noi, dar pentru a concluziona toată discuția asta, putem vorbi putem vorbi în detaliu până mâine pe toată istoria asta, legăturilor între Nord și Sud, Nord și Sud. N-are... Nu, am vrut să văd de ce s-au separat aceste peluze, în momentul actual, care au fost principiile și de ce Vacarm a plecat. Până asta urmă asta ne interesează. În momentul actual și oricum, practic cam asta a însemnat toată istoria peluzei Sud. A însemnat că noi avem practic drumul nostru, noi am ales drumul ăsta benevol, nu ne-a impus-o nimeni sau mai știu eu ce alte discuții de genul ăsta. Noi avem drumul nostru, peluza Nord are drumul ei. Sunt câteva lucruri pe care voi le-ați exprimat. Ați fost împotriva conducerii, da? Împotriva lui Gigi Becali. Ați avut anumite reacții împotriva altor oameni din club, a unor jucători și așa mai departe. Da. Cei din Nord, de ce nu le au? Adică ei de ce văd altfel lucrurile? Ați vorbit cu ei? Nu, ai avut emisiune cu ei, de ce nu ai întrebat? Da, trebuia să-i întrebi. Da, i-au avut și ei. Ceea ce simt ei, legat de conducători sau legat de jucători, de exemplu.
Da. La jucători ce pot să spun? La jucători. Când vine un jucător care s-a plimbat pe la o altă echipă pe în țară, gen Adi Cristea, cum să vină la Steaua după ce ne-a dat muie de la toate echipele la care a jucat? Putem și, să cum, și cum să-l iau eu în brațe pe Adi Cristea? Da. Am vorbit cu el la meciul cu Dinamo înainte de meci, am vorbit prietenește cum vorbim acum, i-am spus, o să te aplaudăm și o să te susținem când vei da randament la Steaua și când vei arăta că ești stelist, că joci pentru Steaua. Nu că ești stelist, că ții cu Steaua. Că joci la Steaua și îți dai toată silința să joci. Ce a făcut Adi Cristea în perioada asta cât a făcut? Ce vrea să-l iau cu... să-l țin în brațe pe Adrian Cristea? Mai ales că nu e... Motivul oricum este mult mai amplu și de fiecare dată noi când am văzut derapaje din partea clubului și din partea managementului clubului, pe care noi și în momentul actual îl considerăm neprofesionist pentru un club de renumere Stelei, normal că a trebuit să acționăm. Cum am acționat, tot din peluză, tot cu... Da, nu e loc pentru cazul Cristea. L-am dat un exemplu recent. Exemplu corect. Și știi de ce? Nu, că, nu pentru că sunteți voi trei aici și am insistat să veniți. Și știu că se uită mulți din peluza Nord și oarecum poate că risc, spun întreaba asta, dar să știi că și noi în presă, oricât de steliți suntem, am avut aceste reacții. Asta nu înseamnă că nu este list. Ceea ce faceți voi nu înseamnă că nu sunteți steliști, înjurând conducerea sau contestând conducerea, contestând jucătorii sau managementul. Nu e nicio chestie, dar adică oamenii să înțeleagă, domnule, dacă ceea ce e interesant este de ce ei nu au făcut și într-adevăr am avut ocazia să intre, dar voi mai avea ocazia. Asta a fost doar o emisiune. Asta depinde de ei, de ce simt ei, poate nu vor să creeze scandal la echipă, poate... Și pe noi ne doare dacă echipa merge rău. Poate din cauza noastră, poate ce am crezut că pe moment ne gândim poate puțin mai radical și ne gândim ok, facem chestia asta, are echipa de suferit, dar poate în viitor sau pe termen lung, se schimbă lucrurile. Da, despre asta. Noi nu o să plecăm de la Steaua niciodată. Un comportament radical, într-adevăr. Deci toată viața noi o să fim aici. Dacă nu luăm acum un nu știu cine de la voi un dat a spus o chestiune, mai bine să nu luăm campionatul. Eram la emisiune. Dar nu era Edu Parker, era altcineva. Mai bine nu luăm campionatul și l-am întrebat, dar de ce? Eu castelist și el tot castelist, mă rog, dar erau două idei diferite. Mai bine nu luăm campionatul pentru că dacă luăm campionatul, Becali încasează iar bani și iar nu mai scăpăm de el. A fost o chestiune de genul ăsta la un moment dat. Băi, astea sunt niște idei, astea, nu știu, adică și hai să lămurim niște chestii. Nu o să scăpați de el. Fii atent, Gabi. Chestia asta cu drumul ales e un stereotip. Știi, adică nu explică nimeni, bă, care-i drumul ales de aia, care... Noi am ales drumul ăsta, ți-ai zis, fiind idealiști. Alții probabil au fost mai pragmatici. Alții au zis, bă, ne interesează Steaua ca echipă. Și ne interesează, anumite lucruri. Ne interesează să facem niște compromisuri sau să facem anumite lucruri pe care poate nu le acceptăm așa cu una cu două, dar să fie bine echipei. Steaua să câștige titluri, meciuri și așa mai departe. Noi fiind idealiști, în mare parte... Da, care ăsta e un curent filozofic, dar nu mă leg de chestia asta. Mă leg doar de mentalitatea noastră așa. Okay. În speță, adică opusul materialismului sau opusul pragmatismului, am zis, domnule, noi vrem un club curat mai presus de toate. Mare adică vrem, da, vrem ca Steaua să fie ca o icoană la și care avem niște pretenții de organizare exact, avem și pretenții de la toți oamenii care treabă de termen lung. Întrebarea mea e alta. Atitudinea pe care ați avut-o în ultimii ani vă face să credeți că voi comportându-vă așa se ajunge la ce spuneai tu, că pe termen lung va avea de câștigat Steaua? Cum a zis și Lece, suntem idealiști și nu... Dar nu vă schimbări, asta e ideea, știi? Nici noi nu vedem. Știți că noi am văzut o schimbare. Nu, dacă stăm să o luăm un pic așa, am văzut o schimbare. Dacă Steaua mergea pe același principiu care l-a avut în anii aia când avea 300 de suporteri la meciul cu Twente, și era să scăldea pe locurile 5-6. Cât putea să o țină așa? Noi ce făceam? Nu știu, după protestul nostru s-a schimbat situația. Bravo, asta. Ai zis bine, foarte bine. Bravo. S-a schimbat situația. Deci lumea e noastră. Patronul a început să-și vadă de echipă. Poate nu l-a mai lăsat pe Văru Virgil să facă transferuri. A început să aducă toată spuma tinerilor jucători. L-a adus pe Băurceanu, l-a adus pe Tătărușanu. Mi-a adus tot ce era mai bun din țară. A adus tot ce a fost mai bun în țară. Noi cam am observat treaba asta și am zis să ne vedem în special de peluza noastră, să nu facem rău echipei, să vedem cum crește echipa. Într-adevăr, echipa a crescut. În 2 ani echipa a crescut. Anul următor am fost alături de echipă, de exemplu tot anul trecut, de la zero și a luat campionatul la pas. Nu ne-am băgat în altele și a fost o schimbare, nu? Da. S-a schimbat ceva.
Poate da, dacă protestul nostru nu exista, nu... Deci, consider că atunci, în momentul când a spus, cum se zice, piciorul în prag și a avut acel război în toată regula, da? Da. Cineva a înțeles protestul și s-a schimbat ceva. Asta e ceea ce... Probabil. Există un feedback. Uh-huh. Există. Adică în momentul în care... Și nouă ne-a fost greu. Noi am început... Și atunci reacție. Da. Clar. Și noi când am început, practic, protestul, să zic, da, la care la un moment dat s-a afiliat și Peluza Nord. Da. Că ai spus că ei nu au luat drumul ăsta. Ba da, au încercat fost, și ei, au pus și ei pe au făcut drumul. Foarte multe la și protestul ăla respectiv. Au mers împreună cu noi la până la un punct, protest, nu mai știu până, la ce punct s-a... Până la un punct. Au mers până când, într-un anumit moment, a venit Pițurcă la echipă. A, ăla a fost momentul care a schimbat multe. Și ne-a promis, a discutat cu ambele peluze, ne-a promis că, domne, fac și drec și așa mai departe. A existat clauza aia cu finanțatorul Stelei, da, care a citit chiar public niște lucruri cerute, da, de voi, da? Că erau, nu, aia e altceva. Aia e altceva. Nu confundat, okay. Mustața confundat aici. E în regulă. Da? Aia a fost altă discuție, asta e alta, nu. Aia cu okay. Pițurcă, în momentul în care Pițurcă a venit și a discutat și cu Nord, și cu Sud, și cu, cred că a discutat și cu aia din tribună, nu știu. Da? Lumea a zis, ok, se face un proiect profesionist. Uh-huh. Un proiect demn de numele de Steaua, un proiect cu fiecare om și are locul lui și așa mai departe. Nu stau să judec acum dacă e bun Neagoie sau Florin Marin sau Pițurcă, uh-huh, sau Argăseală pe postul, da, lui sau nu mai știu cine pe postul lui. Că nu pot, nu sunt în măsură. Uh-huh. Până la urmă noi ne suportă, noi suntem ultrași, uh-huh, noi trebuie să, noi avem meserile noastre, nu suntem nici manageri, nu suntem nici în fotbal, da, implicați în fotbal. Noi câștigăm pâinea din fotbal. Noi aici băgăm bani în fotbal. Cât putem noi? La un meci 1 milion, la altul 300 de mii, la altul nu contează. Da. Dar în momentul ăla, atât noi cât și Peluza Nord am fost de acord să încetăm orice protest și să susținem un proiect. Proiectul profi, Pițurcă, să zicem. Un proiect profi, da, da, da. Și am venit, am făcut super atmosferă la meci, le-am lăsat tot, am trecut peste meciul tot. Cu Craiova, cred. Meciul cu Craiova, meci deplasare la Alba Iulia cu Cluj. Că n-aveau voie să joace acasă și după aia la Brașov. La Brașov când a fost dat afară Pițurcă. Motivul știi foarte bine, ăla cu 5 milioane, cu clauza. Da. Nu mă interesează clauze, nu ne-a interesat pe niciunul din Sud. Deci vreau să înțeleagă, nu ne-a interesat niciodată chestia cu bani. Ne interesează adevărul. Adevărul care este? Adevărul pe care trebuie să știe lumea și care ăsta e, nu există altul, este că diferența între patron și finanțator e una foarte mare. Patronul este cel care vine, preia o afacere sau o deschide o afacere și el este principalul responsabil pentru afacerea. El investește bani cu un anumit risc în afacerea. Finanțator sau împrumutator sau creditor e cu totul altceva. Este momentul în care tu preiei o societate pe acțiuni sau o afacere, cum vrei, un business, dar nu îl preiei direct, în mod direct, adică te duci și te implici, ci prin anumite influențe alegi un consiliu de administrație favorabil ție cu care faci înțelegere. Adică consiliul respectiv al administrației de la Steaua, de exemplu, finanțatorul se duce și discută cu ei. Câți bani aveți nevoie anul ăsta? Păi avem nevoie de 5 milioane. Ok, semnăm un act, vă dau 5 milioane, dar voi la sfârșitul anului îmi dați 10 înapoi. Păi ia-ți banii lui. Corect. Că ai semnat actul, nu contează că l-ai vărsul, că l-ai fratisul. A semnat actul și i-a dat banii. Noi asta, chestia asta am înțeles-o și de asta noi nu l-am considerat niciodată patron pe acest om. Că a băgat bani, că așa și-a luat bani, și-a luat o grămadă de bani, nu-i plânge nimeni de milă. Că e situația în care acum fiecare și alege drumul lui în viață, e problema lui, nu ne interesează, nu ne pare nici bine, nici rău, nu, chiar nu vrem să comentăm. Pe noi ce ne interesează este Steaua și atât. Numele de Steaua, tradiția, culorile, emblema, tot ce reprezintă Steaua pentru noi. Noi nu ne-am născut în era... noi conduceri, venim pe stadion de mult din anii 80, unii poate 90 și ne reprezintă clubul ăsta pentru bucuriile și pentru performanța și pentru faptul că ne-a făcut să fim mândri că suntem români, că suntem steliși de atâtea ori. Vorbind un pic și pe tema asta, exact cu ce a spus acum Alece, că noi susținem valorile morale pentru practic care ne-au ghidat când am crescut, în speță referitor la clubul Steaua. Practic acum când clubul mai are anumite derapaje, e vorba de meme Stoica, e normal ca și noi să reacționăm. Atunci când a avut, nu știu, discuții referitor la
da, glorile clubului. Deci ca lumea să înțeleagă, noi nu am făcut un scop în a ne lua de Meme Stoica sau în a ne lua de Cristea. Sau în a... Deci oamenii ăștia pentru noi nu reprezintă nimic. Este niște sunt oameni care lucrează în slujba stelei. Ei sunt acolo cât sunt. Poate în sufletul lor sunt steliști, dinamoviști, eu știu ce-o fi Cristea Apa, nu mă interesează. Alții rapidiști au venit rapidiști la Steaua care... Atâta timp cât și-au făcut datorii și cât au fost civilizați și bun, cu bun simț față de noi, nu le-am zis absolut nimic. E cazul și al lui Rada și probabil și al altora, nu știu, Mutică sau mai știu cine. Așa, nu am avut niciodată pretenții absurde, nu am înjurat pe nimeni absurd, dar în momentul în care valorile noastre pe care noi le considerăm, e ca și cum ai înjurat familia sau nu știu, copiii, soția, așa, atunci când te iei de familia mea și de copiii mei, reacționez și nu în modul cel mai frumos și permisiv cu putință. Cum vrei, da, te rog. Dar protestul cu împotriva finanțatorului a fost diferit. De ce? Pentru că el era cel care dicta și lumea știa asta. Presa își făcuse un scop, un al... La integra în tot ce înseamnă știri, sport și așa mai departe. Și în momentul ăla noi am considerat că se va ajunge pe un drum greșit. Din sursele noastre aflasem de anumite împrumuturi, de anumiți bani care intrau în club, nu mai ieșeau și așa mai departe. Știam tertipurile astea, nu ne-au interesat niciodată, n-am vrut să ne băgăm în chestia asta, dar în momentul în care am văzut că clubul devine afectat de chestia asta și începe să piardă teren și să scădem performanță și să ajungem să ne zbatem în anonimat, să pierdem suporteri, să pierdem tot spre binele lor, pentru că banii care vin de la suporterii mulți, de la cupele europene și așa mai departe, nu intră în buzunarul meu. Tot eu dau bani, intră tot în buzunarul lor, al finanțatorului și al conducerii și al jucătorilor. Deci tot pentru ei, tot pentru Steaua, noi am considerat că e cazul să fim radicali și extremiști cu persoana principalul vinovat. Totdeauna principalul vinovat e capul nostru, zic că nimeni că la Waterloo a pierdut nu știu ce capitan. La Waterloo a pierdut Napoleon. Da, corect. Da? Deci el când a pierdut din mână, noi am reacționat. Ce am făcut noi bine este că momentul de față, poate și datorită nouă, echipa a început un drum progresiv într-o direcție bună și îți dau exemplu concret ceea ce n-au făcut alții și au mers pe principiul pragmatic, domnule, noi vrem să stăm lângă echipă, orice ar fi, nu știu ce, și îmi pare rău că vorbesc de alte echipe, chiar nu am venit aici să discut despre alte echipe, dar sunt scurt, 10 secunde, rapid, da? Unde suporterii n-au făcut ce am făcut noi, așa, și finanțatorul a ajuns a făcut ce a făcut. Să exact. Trimită echipa în divizia B. Deocamdată. De-aia eu sunt cu conștiința curată pentru ce s-a întâmplat în acei ani. Și cred că majoritatea, da. Ați sacrificat, practic, după mintea mea, și un sezon sau două. Mai mult, cred. Trei. Adică au fost două titluri care poate s-ar fi câștigat dacă erau toți alături, corect? Nu. Eu cred că la atmosfera care era la echipă atunci, cu lotul care l-aveau, nu avea cum să câștige. Mai ales că, din câte știu eu, atunci CFR-ul era forță, nu aveai cum să... Pe toate planurile. Nu, titlul nu se câștigă cu suporterii. Un meci poți să-l câștigi cu suporterii, dar titlul și în general bătăliile de lungă. Sacrificat chiar și un titlu eventual pentru a avea aceste probabil, principii. Am sacrificat unele meciuri și am sacrificat o atmosferă bună. Plăcerea de a veni la stadion, că nu ne-a făcut plăcere să venim și să fim interdicții, nu te că a fost chiar firma frumos. De pază, să ne certăm cu bodyguardii patronului, să le jurăm toată lumea, să... Era o atmosferă urâtă, nu aveam steaguri, nu ne place spectacolul, nu aveam nimic, veneam cu mâinile în buzunar, nu intram la meciuri, veneam în deplasări, nu intram că nu aveam bilete, că nu eram agreați. Am mers și la Twente, am mers și nu știu unde nu ne-au lăsat nici să intrăm în oraș și așa mai departe. Deci noi am sacrificat multe, am mers la meciuri și ne-am intrat. Banul mărăcine. Și așa mai departe. A fost greu și pentru noi. Dar greu, mai ales că, uite, încă o diferență. Noi am refuzat orice absolut, deși suntem, cred că, printre puțini în lumea asta, adică nu e niciun, nu am spus, adică nu e ceva rău neapărat. În Italia, în Franța, peste tot, peluzele au o relație bună cu conducerea clubului. O relație bună înseamnă nu că vin conducătorul clubului sau managerul și le zice cât aveți mă nevoie, 10.000 de euro luați de aici. Nu. Dar au anumite avantaje și în Germania și peste tot, unde, că ne-am mai plimbat și noi și am mai vorbit cu lumea. Din. Deci, de exemplu, în Germania, galeria, peluza respectivă a echipei din divizia B, nu contează, la Duisburg, la, nu contează de unde,
discută cu conducerea, are niște lideri care discută cu conducerea. Conducerea le spune în felul următor: băi, uite care e treaba, vă dau porțiunea asta de stadion, ea voastră, dar voi o manageriați, ce sens vreți voi? Puneți biletele, noi vi le dăm la 5 euro, dacă vreau le puneți 10, le puneți 10. Vă puneți semnele grupului, vă puneți produse promoționale, vă puneți de vânzare, fulare cu grupurile voastre, ce vreți voi. Vă finanțați, voi vă ocupați acolo. Dar nu vrem scaune rupte, nu vrem torțe fumigene, nu vrem nimic în zona, în sectorul respectiv. Vrem să, nu, să fie totul ok. Toți. Nu dau acasă. În Germania nu dă nimeni acasă. Toți dau în deplasare. Foarte rar. Acum, uite de Stuttgart, voi. Stuttgart, da, dar nu. Dar majoritatea dau în deplasare. Deci când se duc în deplasare, la fiecare deplasare dau torțe. Bine, spre deosebire de Balcani, nici nu le aruncă. Le dau și le lasă jos acolo. Și asta mai așa avem e mai bine. Așa nivelul de educație. Nivelul de educație trebuie căpătat de acasă, nu de pe stadion. Adică spectacolul pentru voi care este? Atmosfera să din peluză, fără să fie afectat gazonul, meciul. Să fie meciul, tot în peluză. Nu mi se pare normal să aruncăm tot ce avem în suprafață. Mie mi s-ar părea normal Liga să nu dea sancțiuni în cazul ăsta de care vorbești tu. Adică un club nu trebuie suspendat dacă voi aprindeți torțe și le țineți acolo. Gabi, e legea, legea 2008. Dacă ar fi sectorul nostru, că așa e normal, în sectorul nostru e sectorul nostru, facem ce vrem în sectorul nostru atât timp cât suntem acolo pentru echipă. Noi cântăm, ne dezbrăcăm, ne avem 1000 de steaguri, ne dăm torțe, ne dăm fumigene, facem ce vrem. Dar nu trebuie să afecteze suprafața de joc, jucătorii, arbitrii și așa mai departe. No. Asta e corect. Nu, dar cu toate că voi faceți treaba asta, clubul e suspendat sau pedepsit ca și... Nu poți să mânți sfinți. Din păcate, ți-am zis, lumea de la noi n-a înțeles chestia asta și dacă și noi am fi un pic mai receptivi și mai educați în sensul ăsta și am înțelege anumite lucruri, adică n-am face chestii din teribilism și din rebelism. Și aici vorbesc de oameni de la sud, nu vorbesc de alții. Să nu arunce în teren și să le lase jos și poate pe calea asta reușesc să-i conving să facă poate chestii. Poate la meciul cu Petrolul n-avea sancțiunea asta. Exact, n-avea sancțiunea asta. Acum trebuie să ne plimbăm prin tribună. Da. Trei etape, da? Poate aveam una sau poate n-aveam niciuna. Dar foarte interesantă decizia totuși a ligii să închidă doar o peluză. Nu s-a mai întâmplat nu în România așa ceva. Nu ne-am dorit. Se pare normal, sincer. Adică decât să faci peluza verde acum. Nu, dar nu ne-am dorit să se mai întâmple treaba. Suspens pe aia de la tribuna a doua care săracii au plătit. Nu e normal. Decizia e corectă, dar e interesantă. Nu e normal că ne-a suspendat. E bine că n-am mai suspendat tot teren. Exact. Că nu ne-a suspendat. Păi se vede oricum că nu mai ne-a afectat dar până. Era un cap, dar chiar sunt mulți teribiliști în peluza sunt teribiliști, ne-am dorit să scăpăm de teribilism. Cum faceți? Adică aveți, în eu trafic, știu, peste un tot. Plan pentru... Da, normal. Nu, dar voi sunteți un grup... Îi mai arătăm cu degetul, le mai batem obrazul, îi rugăm frumos, unii sunt și prieteni de-ai noștri care să mai scapă, zic că n-au fost atenți. Ce vrei să zic? Motivează că sunt beat, am fost beat, frate. Îi mai atenționăm în toate felurile, dar nu e ok, sunt steliști și... Bun, să nu creadă că noi nu vrem spectacol. Noi am vrea la fiecare meci să dăm 200 de torți. Că noi așa vrem, noi vrem torți și fumice. Dar nu putem să dăm la fiecare meci. Am mai făcut și noi mici compromisuri, mici. Vreau să vă întreb ceva tot idealist. Cum vreți voi Steaua? Și o să mă întreb pe fiecare. Cum vreți voi Steaua? Adică ce ar trebui să fie Steaua, care reprezintă cel mai important club, e un club care merge în Champions League, reprezintă România, la urma urmei, cum să fie clubul Steaua de fotbal? Eu zic că, în primul rând, ar trebui să fie un club care să facă totul pentru suporterii ei. Să-și respecte suporterii. Are cei mai mulți suporteri din România și probabil are foarte mulți și în Europa, că am văzut clar la câte meciuri am fost afară. A fost plin sectorul de suporteri care veneau cu fulare, nu mai spun de care. Ar trebui... În primul rând asta, să aibă grijă de toți suporterii ei, să-i țină mai aproape, să nu îi alunge, să nu se mai întâmple cazuri cum la un meci al Stelei în cupă. Tu clubul să iei echipa de acasă, să o iei de Ghencea și să o duci la țară, să joace un meci oficial la țară, în comuna Berceni. Da. Steaua, meci acasă în comuna Berceni. Am încercat să vorbim cu clubul, să purtăm o discuție, să ne spună așa, să, bă, uite de ce am ales. Nu înțelegeam. Da. Și ne-a zis, dar ce mă vreți să vă... Nu, am zis că clubul veneam, raportul la orice nu, face. Nu, că nu veneam mulți oricum. Veneau 3.000 de oameni. Păi da, frate, da. Veneau 3.000 de oameni care sunt suporteri ai Stelei
care ăia 3.000 de oameni sunt aceiași 3.000 pe care îi vezi tu, 3.000 cu săgeata, 3.000 pe ploaie cu nu știu cine, 3.000, ăia sunt. Tot ăia 3.000. Hai să vorbim chiar de în detaliu. De ce nu pentru ăia 3.000 trebuie să rămâi pe Ghencea, că plătești 50.000 chiria? Nu știu, bă, rămâi pentru ăia 3.000. I-ai mai dus la Berceni? Păi eu n-am putut să intru la Berceni, că am fost 1.500 de, sau câte loc. Na. Hai să intrăm în detaliu. La Berceni. Cu avântul Bârsana. Voi, în momentul când ați aflat că au decis să se joace meciul în Berceni, în comuna Berceni, ați încercat să vorbiți și chiar ați ajuns să vorbiți cu ei? Am căutat dialog cu clubul și... Da. Ce înseamnă clubul? Cu Meme sau cu cine? Cu Argăseală? Deci sau am dat eu un mesaj personal lui Meme Stoica, nu mi-a răspuns pentru că oricum nu mai răspundea de mult, că am avut niște discuții contradictorii și am hotărât să nu ne mai așa. Și am vorbit cu... ofițerul de securitate sau ce funcție ocupă Vije, care ne-a ajutat tot anul, ne-a ajutat cu tot ce a putut. Am avut o relație foarte bună cu el și i-am zis, adune la un dialog cu Meme Stoica. Așa. Poate că n-a fost decizia lui Meme, poate a fost a lui Argăseală, că el e cu economicul, cu ce-o da, fi. Pe partea economică. Da. Poate a fost decizia lui Argăseală, dar eu știam că noi comunicăm cu Meme, el, că noi credeam că el are frâiele la tot acum. Da. Mi s-a spus că el e ocupat, că n-am apucat să avem un dialog la meciul ăla și am decis să nu mergem. Dar după meciul ăla a fost o întorsătură nasoală pentru că el în aceeași săptămână a jignit și gloriile Stelei. Că el e cel mai bun manager din țară, că cel mai bune rezultate le-a avut el și așa mai departe. Și cum s-a pupat cu meciul mutat cu Bârsana la Berceni, că după meciul am început să-l înjurăm pe Meme. Și se ne deranjează, Gabi? Deși nu ne-am dorit. Că oamenii deși ăștia... Nu, deși nu ne-am dorit, dar s-a întâmplat. Știi ce ne deranjează? Oamenii ăștia care în momentul de față conduc Steaua de ceva timp, deși or să rămână în istoria clubului ca niște conducători ai Stelei și care au avut performanțe, nu vor sub nicio formă să rămână și în inimile noastre. Nu știu de ce, dar nu vor. Ei nu vor să rămână în sufletul nostru. Nu vor să ne gândim la ei ca la Alexandrescu sau ca la... Ei vor să fie doar... Nu știu, probabil, asta e strategia lor. Probabil că strategia lui Meme, probabil, nu știu, dar e o părere personală, presupun. Este, bă, asta atrag eu tot rău asupra mea, să mă cer cu toată lumea, să fiu eu ăla blamat tot timpul, dar restul să fie ok. Poate și asta e o strategie. Să nu fie bani acolo, să... Dar... În momentul în care vine vorba de respectul față de suporteri, aici trebuie să fii mai diplomat. Ce ar mai... trebui să se întâmple? Ce ar trebui să fac? Lasă-mă să te întrerup două secunde. Mă crezi că după meciul cu ăla care a fost cu Pandurii, când noi am început să-l înjurăm pe Meme Stoica, a început să se împuțineze lumea la stadion? La Steaua, după meciul au început să vină mai puțin pe Arena Națională, mai puțin pe Ghencea. De ce crede asta? Nu adică știu de ce. De ce crezi că s-a întâmplat? Probabil au crezut că începem iar să facem haos și scandal. Una la mână și doi la mână au fost și chiar și oameni normal deranjați de atitudinea lui. Și ajungem iar la discuția pe care am deschis-o un pic mai devreme. Și-a bătut joc de suporteri și managementul clubului a avut este un feedback. Eu stau de vorbă și cu suporteri. Deci am un domn la mine în bloc care are 74 de ani și care merge la meciurile Stelei de când s-a înființat clubul. Omul mi-a zis niște istorii, mi-a povestit niște lucruri. Da. Omul este Stelei și stau de vorbă și cu suporteri de genul ăsta și care vin la tribună și așa mai departe. Tot ăsta. Și majoritatea sunt nemulțumiți de anumite lucruri, dar fiecare în parte. Adică sunt cazuri în care normal că devii subiectiv. Adică în sensul că, uite, de exemplu, pe unii a deranjat foarte mult faptul că au dat mulți bani pe bilete la meciurile de Champions League, da. Deși e Champions League, e asta normal. E. Și în afară nu e ieftin biletul. Adică dacă te duci la PSV Eindhoven sau nu știu la cine. Corect, pe... numai că no, aici stai puțin. Aici e nivelul de trai. Eu le dau de toate celor cu care vorbi tu. Să știi că la Gazeta Sportului s-a făcut o analiză. Steaua a avut cele mai scumpe bilete din Champions League. Nu știu dacă le-a avut la nivelul de trai, nivelul de raportat, pe asta zic. La tot, deci cele mai scumpe bilete. Da, probabil. Și puteau să le scadă chiar, păi adică da, da. Exista o marjă la care puteau să scadă, chiar acceptată de UEFA. Dacă le scădeau, și aici intervine iarăși o chestie de management, dacă le scădeau, aveau stadionul plin, unul la mână, doi la mână. În momentul în care un suporter îți vine, suporter de tribună, un suporter care nu face deplasări, care vine poate pentru performanțe, pentru, dar îți vine dintr-un alt oraș. Da. El cheltuie niște normal bani, dă 2-3 milioane pe bilet la tribună și mai dă pe motorină și pe asta. Ei, el când vine acolo, el nu are cultura noastră de peluză, cum la nord și la sud. Doi, noi trebuie să încurajăm echipa orice ar fi. El vine acolo și se așteaptă Steaua să-i bată pe Chelsea, dacă i-a bătut cu 1-0 meciul trecut, să-i bată acum cu 3-0. Normal. Chelsea îți dă 4, da.
Și atunci omul respectiv devine nemulțumit. Și da, ce uite mă, eu am dat 4-5 milioane pentru 90 de minute, mai bine luam mâncare la copii de bani aia. Da. La următorul meci, când dă tatu un gol în minutul 88, vine și îi face așa, și ăla zice, bă, și ce fac, eu nu mai vin frate la ăștia. Corect. Cine e ăla să-mi facă mie așa și pe ce că le-am dat și bani și asta din banii mei, câștigați cu greu, mă iau și la mișto. Mă mai controlează și jandarmii de 100 de ori, nu mă lasă cu umbrelă deși plouă, nu mă lasă cu nu știu ce, toată lumea mă persecută. Iarăși, încă o chestie pe care aici, referitoare la suporteri, că toți suntem la subiectul ăsta, și la aici televiziunea suporterilor. Îi dau, trebuie să le dau dreptate celor din conducerea Stelei Astea. Adică, mea culpa. La ce? Dar de ce mi-a culpa? La Ghencea, referitor la stadionul Ghencea, acolo unde... Clubul de fotbal Steaua plătește o chirie substanțială față de alte cluburi, nu le dau numele. Așa. E, acolo acel stadion e în gestiunea armatei. Da, ministerului, da. Bun. Aici, sincer, dacă un club de fotbal îți dă atâția bani să joace un meci, că e cu Bistrița, că e cu nu știu cine, nu contează, nu fac nici măcar minim de efort pentru a crea cât de cât, nu condiții, cât de cât o stare decentă a acelui stadion. În momentul în care, nu știu, ninge sau sunt, adică poți să mori pe Ghencea, îți rup gâtul pe scaunele alea. Corect. Nu există, deci nu se bagă niciun ban, deși finanțatorul Stelei sau așa le dau bani la fiecare meci. La fel o analiză era făcută și reșea că Becali plătește cât toate cluburile la un loc pentru un meci. Probabil. Pe terenul, pe terenul pe care se spune că e propriu. Nu pot să cred că Armada nu poate să ia din banii aia 1000 de euro la un meci și să le dea unor muncitori să cât de cât să curețe zăpada. Să putem să mergem la toaletă. Mai pună 3 euro. Dar nu sunt foarte mulți. Noi vedem soldați la postul de acces. Cum spune Lece foarte bine, 1000 sau nu contează suma. Din suma pe care oricum ei o primesc și este imensă, ei puteau să facă măcar din SP pentru suporteri. Cât de cât să înțelegem și pe aceia care nu mai vin pe Ghencea, pe tema asta. Și atunci... Dar e și cu dus întors, că e mai frumos pe arena națională. Mergem, ne facem poze. Ai mijloace de lucru. Da, sunt mulți care la vin modă, să mănânce hot dog. Să... Sunt fete multe, e frumos că e arena națională. Să înge repede acasă. Și uite, aici intervine rolul peluzelor la meciul cu Basel, de exemplu. Când ăia conduceau cu 1-0, din greșeala unui jucător pe care noi n-ar trebui să-l fluierăm, pentru că totuși a dat un gol cu Dinamo frumos, și-a dat acolo sufletul pe teren. Nu, joacă. Nu poți să-l condamni. Și plus că nu suntem noi în măsură să-l condamnăm pe el. Da? Noi, eu de-aia contest conducerea, fac o paranteză aici. La cine te referi? Îmi scapă. De ce la Latovlevici. Ah, ok, da. Ok. Da, Latovlevici a greșit, da, okay. Au dat aia gol. Bun. În momentul ăla, tribunalul a început să fluieră orice acțiune a Stelei. Cum ajungea mingea la, mai ales la Latovlevici, fluierau. De ce? Dar pentru că tot din frustrare. Nu e pe Borcean un minut, nu știu cât că dă mingea. Tot din frustrare. La Latovlevici ai... spun eu de ce. La Latovlevici a greșit enorm. La Latovlevici poate se uită, cine știe. Emisiunea e reluare mereu, poate îi spune măcar un prieten. A luat la mișto foarte multă lume și s-a întors împotriva lui. Chiar înainte de meci cu o zi. Noi am observat că are înainte cu o zi, a fost arogant. A mers pe ideea lui Laurențiu Rie cam să ne ia la mișto pe toți. Da, dar vrei să zic ceva și poate și putea să fie și liniștit. Și atitudinea jucătorilor reflectă atitudinea colegilor. Și asta poate. Atâta timp cât Meme Stoica ți iese în presă, face lucruri în toate felurile. Normal că și ce să vadă jucătorul. Stai mă, că ăla neapără, dar într-un mod agresiv. Normal, să știi că tot ceea ce spuneți voi am sesizat eu și cu toate că m-au jurat 50% dintre suporterii Stelei că, vezi, Doamne, când am mâncat o pâine bună, am tăcut și acum, pentru că aș fi fost dat afară, spun acest lucru pe care le spuneți voi, nu e nimic adevărat. În primul rând, nu m-a dat nimeni afară, mi-am dat eu demisia că nu mai aveam viață după incidentul cu Rapid. Și... Te-au bătut. Aia a fost înainte, acum doar m-au suspendat. Să ne zici ideea este că lucrurile astea pe care le spuneți voi, le spunem și noi, jurnaliștii. Și tot pe termen lung vrem să se rezolve. Și de-aia vă și înțeleg și v-am chemat aici, pentru că v-am întrebat cum vreți să arate Steaua. Nu mi se pare normal ca Steaua să aibă 7 angajați toți. Să ne aibă departament de marketing și așa mai departe. Da, a avut departament de marketing. Nu poți să accepti treburile astea. A avut departament de marketing, mai e și partea cu juniorii care, wow, printr-un miracol a revenit iar în actualitate. Săptămâna viitoare o să vedem despre ce e vorba. Săptămâna viitoare el trebuie să fie tot timpul acolo și să... Nu, săptămâna viitoare să vedem despre ce este vorba. Au fost greșeli pe care noi l-am sancționat. De ce? Pentru că
Nu că am fi noi tot cunoscători, nu că suntem noi aia care știm cum se conduce un club de fotbal. Dar în momentul în care vezi că la marile cluburi de fotbal, iar noi pe Steaua o considerăm mai mare decât... Eu mor pe aia care vin cu fulare, cu Bayern, cu Lazio. Dar nu, că la, la Steaua sunt steaguri pe gar cu Barcelona. La noi n-ai ce să cauți. Le dăm jos. Deci n-ai ce să cauți. Steaua e la fel de mare... când susții pe Steaua? De ce vii cu Barcelona? Steaua a luat Cupa Campionilor înaintea Barcelonei. Corect. Da? Ok. Deci Steaua e un club mare. Mă tându-o pe Barcelona. Și atunci, da, și atunci, în momentul în care tu îți iubești echipa ta, trebuie să te comporți, să faci tot. Cum s-ar putea ajunge la această situație, să nu mai vină oameni, adică să înțeleagă, să priceapă toți ce înseamnă Steaua? Exact ce spuneați voi, ca să fim mai scurt. Mediatizat, bătuți în cap, nu știu ce să le facem. Nu, e chestie vorba de educație. Sunt oameni care educați, vin educați, cum? Educați, nu știu, păi probabil nu la televizor, unde se uită cel mai mult. Eu, că nu aici, la fan, Steaua. Probabil, unde se uită. Tot din nou trebuie să vină și de la presă, de la televizor. Sincer, deci cine mă ia pe mine sau pe el sau pe el ca role model în viață sau ca ghid în viață, e un imbecil, pentru că noi nu suntem mentorii cuiva. Nu, mă referam la mesajul vostru. Educația nu poate să o fac eu pe stadion. Oamenii de la tribuna a doua care vin pe Arena Națională, arena aia cu 50.000 de locuri, nu vin nord în București. Și nu vin aceiași la fiecare meci. Eu zic că din aia 50.000 la tribuna a doua mulți se plimbă, vin din Călăraș, din Slobozia, din toată țara. Și vin, într-adevăr, au ce vedea că vin la Steaua. Da. E normal să vin. Dar vin din când în când. Asta e ideea. Probabil nu că vin din când. Eu zic că sunt mulți probabil din Râmnicu Vâlcea care vin la fiecare meci al Selei. Și vin. Dar ei nu altă, ei nu vor să învețe cântece. Ei vin, își iau semințele sau hot dog-ul, se pun acolo și așa susțin ei Steaua. Eu zic că la un moment dat când încep să... Degeaba râzi, așa este. Când încep ei să fluiere, jocul echipei că nu le convine, nouă ni se pare că e greșit. Mă jenea imi, jocul. Jocul echipei. Așa este. Și mi noi se am pare greșit. Nu trebuie tu care vii... Baterii love. Baterii love. Ok. Lasă-mă să termin. Te nu rog. Trebuie să vii chiar dacă dai niște bani. Vii să vezi Steaua. Dacă tu te crezi mai deștept ca Bourceanu și îl fluier că dă mingea în spate, mie nu mi se pare normal să-l fluier pe Bourceanu când dă un pas în spate, că e așa vede el joc. El e capitanul Stelei, e fotbalist. Eu nu cred că vine Bourceanu la vreun zugrav să-i țină, bă, vezi mă că nu știi să ții gletiera în mână, vezi că așa se dă. Corect, este lipsă de respect. Să-și vadă fiecare de echipă și să o susținem chiar dacă pierde. E frumos când se uită afară la meciuri. E frumos când au văzut toți meciul cu Legia. La 0-4 încurajează propria echipă. Ideea care este? Că ceea ce se întâmplă pe un stadion de fotbal reflectă societatea din România. Peste tot o să fie probabil unii care vor să fie altfel. Majoritatea o să se complacă în situații de genul ăsta pe care l-a descris și Gârciu mai devreme. Deci tot timpul vor fi probleme de genul ăsta. Dar ei trebuie să înțeleagă, poate ușor-ușor, cu ajutorul presei. Să fie tot mai puține. Atâta timp cât presa... Poate noi tragem un semnal la rămă pe stadion. A doua zi apărem. Păi huliganii care nu știu ce au făcut, au înjurat. Nu e normal. Urmă, trebuie la presa, toate meciurile importante am ajuns așa. Vostru nu trebuie să fie agresiv. Poate că trebuie să fie un mesaj și atât. Nu, că e vorba de agresiv. Că unii sunt teribiliști. Poate că unii exagerează. Problema poate că... presa din România este foarte, foarte vândută. Și probabil tu știi chestia asta. Din diverse surse. Atâta timp cât presa nu atrage un semnal de alarmă și asupra derapajelor conducerii actuale, normal că suporterul de rând ce să înțeleagă din chestia asta. Îți dau dreptate. Dacă spui contra lui Becali, nu-ți mai răspunde la telefon. Și dacă Becali nu-ți răspunde la telefon, nu-ți mai face misiune. Să mă, că acum nu mai are cine să răspundă la telefon. Nu mai are nu. În momentul ai de... Nu, dar poți să-l dai afară pe Safta, că îl critică pe Reghecamp, pentru că dacă îl dai afară pe Safta de la GSPTV, ție Reghecamp îți vine în emisiune. Așa se leagă lucrurile la noi. Aia este partea tehnică a echipei. Noi ne referim acum la strict la conducere. Și atâta timp cât în presă se promovează asemenea... Familia în momentul ăsta e conducerea. Nu contează. Ideea e că... dacă în presă se promovează tot felul de atitudini de genul ăsta, normal că și în partea cealaltă a suporterilor tot aceleași reacții vor veni. E logic. Bun. La fel și în cadrul echipei. Vă întrebasem cum vreți Steaua, cum vreți să arate și profităm măcar 3.000, 5.000, 10.000 de oameni care într-o săptămână or să vadă reluarea, măcar ei să primească mesajul vostru, cum vreți să se comporte ei pe stadion, ce vreți să le transmiteți, ce aveți de gând în continuare și cum vreți Steaua voastră în viitor apropiat. Însă până atunci, până îmi răspundeți, trebuie să mulțumesc eu. Fac așa un break de ăsta de
gen promo. Mulțumesc Alexander Hotel, da? Mulțumesc Alexander Hotel, locația de aici. Eu ne găzduiesc în fiecare săptămână, de ori de câte ori vrem noi să facem emisiune, de a-mi face de 5 ori pe săptămână ar fi fantastic. Vreau să vă spun că suportesteaua.ro, Vlad Gârlă oferă 10 fulare, cele duble cu Steaua Basel, le puteți câștiga din acest moment pe YouTube. Acum trimiteți un mesaj, vrem premiu, atât trebuie să spuneți, vrem premiu și o să vă anunțăm mai târziu ce telespectatori, mă rog, ce suporteri sterici vor primi premiile Steaua Basel Fular de la suportersteaua.ro. Săptămâna viitoare va veni Massimo Pedrazzini și continuăm discuția cu colegii de la Peluza Sud. Aici orice mesaj este citit, mulțumesc, le puteți adresa întrebări. Ascultați-i da, pentru că e vorba de mesaje și dacă ei vor să accepte, evident, sper că vor accepta. Nu va fi prima și ultima emisiune cu Peluza Sud. Vom face chiar și în fiecare săptămână. Și apropo de fiecare săptămână, ceea ce pe mine m-a șocat un pic e că voi aveți ședințe în fiecare vineri seară. Peluza Sud are ședințe. De ce divulgi? A, da, nu e voie, ziua, locația, ora organizat. Păi, dar nu azi locația. E vorba de așa și doi la mână nu sunt atât de frecvente. Avem perioade, cum e perioada asta, care ne agităm că vin meciurile cu Dinamo și avem ședință săptămânal. A. Deci care durează de la o oră jumate, două, la până târziu în noapte. Apropo de chestia acum asta, când vin acum trei meciuri cât au fost Dinamo, sărbătorile, nu ne-am omorât cu ședințele, îți dai seama. Normal, în timpul campionatului mai bine pentru meciurile astea. Și în tot în ideea asta, că tot vorbeai tu, cum vezi tu și ce ar trebui lumea să înțeleagă în momentul ăsta actual cu meciurile astea cu Dinamo, lumea ar trebui să înțeleagă că dacă vine la stadion, fiind meci cu Dinamo, noi vrem să-i batem. Orice domeniu. Nu contează că e doar în tribună sau... Deci noi vrem să-i batem orice domeniu. Și lumea trebuie să vină, fie că e vorba de Peluza Sud, fie că e vorba de Peluza Nord, tribună, nu contează. Lumea trebuie să vină cu voință și să încerce, să creeze o atmosferă cât mai bună. Asta e să ne asculte și pe noi. Să ne asculte și pe noi când... E adevărat că turul ăsta de campionat, la meciurile din Champions League, tribuna a doua s-a ridicat în picioare de câte ori am solicitat. S-au ridicat, au strigat ce i-am îndemnat, dar după două minute s-au pus jos. Tribuna a doua nu vrea să învețe cântecele galeriilor, tribuna a doua nu prea e face cu echipa doar când atacă nu, și trage la poartă? Câteodată mai pune presiune pe echipa adversă când fluieră și fluieratul ăla după Arena Națională sau după Ghencea. Măcar să nu-i fluieră, adică dacă n-au învățat, că nu poți să-i obliși pe toți, acum sincer să-ți cânte. Da. Dar... ideal să scânte o tribună. Dar toți au văzut meciul cu Legia din deplasare. La toți le-a plăcut cum sărea tribuna a doua de la Legia, ce frumos, sare zidul alb. Da. Dar ei nu vor să facă treaba asta. Ei trebuie să-și mănânce semințele hot dog-ul, să-și așeze jobelele de... La Tuj, la Sârb, vedem pe YouTube atâtea filme. Mamă, ce-au făcut aia. De ce da, nu faci pentru că asta? Toți oamenii aia încurajează echipa cum încurajăm și noi peluzele. Atât de cultura fotbalistică a fiecărui club. Exact. Dacă ei așa au fost învățați, sunt învățați de mici să susțină un club. Da, dar au avut nu știu, asta noi am mai avut-o, dar foarte puțină perioadă. Și acum cei care vin la tribuna a doua nu mai sunt cei care veneau, sau foarte puțini din cei care veneau atunci. Acum vin foarte mulți și din comoditate, se duc pe... Există un schimb de generații, tot ce s-a suporteri. Este numele nostru pentru Arena Națională, este Mol Arena. Vine lumea și face poze. Voi vreți echipa în Ghencea? Tot timpul. Da. Stai seama. Și asta e altă discuție referitoare la meciurile astea cu Dinamo. Admitem. Tot Memestu e că a zis, dom'le, de acum încolo jucăm pe Ghencea, meciurile acasă, mai ales că e și Cupa României. Cu toate astea, direct pe Liamaliu, că vezi, dom'le... vine mai multă lume. Cred că aș citi materialul din Gazeta Sportului, din care reșea că de fapt a fost o păcăleală, că va fi păcălit. De fapt, a spus vrei că... Vrei să zic, sincer, nu citim nici gazeta. Ne cerem scuze, da, ne cerem scuze, dar sincer, nu interesează. Nu prea citim nimic din sport, că nu avem ce să citim. Atunci vă spun eu ceea ce au scris colegii mei, și anume că vouă v-a spus meme la un moment dat că da, gata, am înțeles, o să jucăm în Ghencea. Asta ce, când a vorbit cu Nord. Exact. Nu, da. Și a dat-o că, domne, gata, respectăm suportul, jucăm în Ghencea, pentru că ar mai fi avut nevoie de câteva meciuri să respecte un contract, de fapt, cu Ministerul Apărării și erau cam obligați să joace acolo. Crezând că după un timp, după ce se respectă contractul, se pot întoarce liniștiți pe Naționalena și că suporterii au uitat de treaba aia, de înțelegere, și asta a scris presa. Contractul ăla practic îți impune un anumit număr de meciuri minim pe care să-l joci pe Ghencea. Da, și asta nu înseamnă că nu poți joci tot sezon, nu?
Corect. Ideal este să joci pe Grecia. Ajungi însă la ce spune legea. Admitem niște cheltuieli care sunt la un moment dat batjocoritoare față de clubul Steaua. Din nou sunt bajocoritoare față de suport. De suport, da. Nu știu ce măsură să reușești să-l aduc aici pe domnul George Boroi, care e un om deosebit, cred că nu depinde numai de George Boroi toată povestea asta, dar ministrul ar trebui să gândească de fapt că acolo joacă Steaua București, nu Dinamo, nu Rapid, joacă Steaua. Și ar trebui totuși pe banii aia să o și respecte pe Steaua și pe suporteri, nu? Eu așa sunt. Hai să zic cum văd eu chestia asta cu suporteri, club și așa mai departe. În România, din păcate, se iau în considerare toate elementele posibile, mai puțin suporte sau suporte sunt luați ultimul. Se iau în considerare în felul următor. Echipa, da, bun, trebuie să joace în locul cu tare, de ce? Că acolo câștigăm bani sau nu câștigăm, că acolo avem facilitățile X, Y, Z. Ok, antrenament și așa mai departe, tot ce își propune toată logistica echipei, ok. Bun, de acord total. Televiziunea când transmite meciul, logic că ei dau bani și vor să transmită la anumită oră și n-ai ce să faci, că nu mai au suporterii cu ce se întorc acasă după aia, asta e problema lor. 3. Jandarmeria și legile, că domne, jandarmeria care în ultima vreme a căpătat un rol imens în fotbal și nu știu și de în ce, și în societate, pentru că e o instituție a statului plătită din banii noștri cu care suntem cotizanți la bugetul de stat, da? Care și are rolul în tot, în ordinea publică, înțeleg că e jandarmerie, dar după aia în orice, dacă eu mă duc să mă întâlnesc cu el într-un bar, apare și un jandar civil pe acolo, că m-am venit eu cu el să nu facem grup infracțional, sau mă știu ce să facem, pe cine să furăm sau ce, avem vreun dosar vreodată, avem făcut ceva, nu, dar nu contează, ăla trebuie să fie plătit din ceva și e plătit să mă sune pe mine, pe ăsta, pe nu știu cine. Asta e munca lui. E mișto munca asta, să ții bani de la stat din banii mei, practic, să mă suni, să mai întrebi unde mă văd, ce fac și nu știu ce. Tâmpenii. De ce? De parcă nu știi că trăim într-un stat polițienesc. Păi trăim. Adică asta e problema. În al doilea rând, jandarmeria dictează. Cu ce l-am auzit și pe ăsta, că așa au dat niște bani pe portavoz și pe asta și vine jandarmeria și zice, n-aveți voie că le. Păi cum, nene, au dat bani pe ele. De ce n-am voie? Că legea 4 scrie că am voie. Tome, da, scrie, dar sunt prea multe, sunt prea tari, sunt prea... Înainte, deci acum îți garantez și știi foarte bine că erai crainic la stau și ăsta, deci în anii 90 și la începutul anilor 2000 nu existau asemenea probleme. Corect. Și jandarmeria era acolo să asigure dacă există, dacă eu vreau cu un grup de 200.000 de inși să mă duc peste aia de la Dinamo care sunt prea așa și traversez tot stadionul prin mijlocul lor, ar terenul și mă duc să mă bat cu aia. Da, atunci intervenea jandarmeria. Dar nu să-mi zică mie că am voie cu un steag atâta, dar e mai mare cu 3 cm la stânga și la mai dreapta. Mai stai jumătate de oră pe la poartă, stai să-l sun pe nu știu cine până la urmă. Cel mai elocvent exemplu, câștigă Steaua campionatul. În loc să ne bucurăm, păi de eu țin minte, eu am fost la meciul la 98 când am sărit toți în teren și ne-am bucurat cu 5 dar numai de exemplu ăsta, zic în toată lumea cum se procedează, în toată Europa și în toată lumea. Poarta, când am sărit cu când e campionatul, toată lumea sare în teren, se bucură, nu mai țin contă nimic. La noi, Alcatraz, deci Alcatraz era pe Național Arena. Deci jandarmi pregătiți de război, la un meci cu cine? Cu Brașov, nici n-au venit cu galerie. Unde n-aveai decât să te bucuri. Exact ca în RoboCop erau toți aia antrenați să ucidă, să nu poate știu ce. Poate că e și vina clubului că le-a permis. Aici vreau să ajung imediat, dar eu într-adevăr sunt revoltat, pur și simplu revoltat și am și o boală mare pe jandarmerie. Mi-aduc aminte și când Steaua a reușit o performanță, nu știu, o calificare în primăvară, s-au bătuse pe Ajax, s-au bătuse pe Chelsea și s-au dus oamenii la piața universității pentru că eu mi se pare că i-am trimis acolo, chiar cineva mi-a zis, bă, i-a instigat. I-am trimis pe oameni în piața universității și acolo au dat cu gaze. Deși un om cu la 1 noaptea. Păi da, la 1 noaptea sunt oameni care vin de discuție. Da, dar când i-am bătut pe Rapid, eu zic că dacă aveai cap de jandar, nu, de jandar e clar că nu. Dacă aveai un pic cap, puteai să spui, bă, lasă-mă să se bucure 20 de minute, 1 noaptea, să duc acasă pe urmă. Lasă-i în pace 20 de minute. Nu, au dat cu gaze ei. Foarte important ce ai zis, Cârciule. Steaua ar putea să rezolve și treaba asta. Știind ce reprezintă Steaua, că are cei mai mulți suporteri, că are suporteri radicali, că are ultrași și că ei nu vor decât să se bucure la un moment dat. Da, frate, am cum venit, ar putea să facă Steaua am venit tot anul lângă echipa Steaua. Nu cer la nimeni să-mi zic că să-mi ridice statuie sau să-mi facă clubul temerice facilități, că eu i-am susținut, că eu o susțin că vreau eu. Și cheltui bani pe deplasări, pe deplasări externe, pe deplasări interne, pe steaguri, pe amenzi, pe tot. Eu cheltui bani ca așa vreau eu. Okay. Nu mă obligă nimeni și nu vreau nimic de la nimeni. Da. În schimb, vreau înțelegere din partea clubului când e vorba de organizare. Am primit-o în mare măsură.
Dar vreau să zic referitor la treaba asta cu campionatul, cu sfârșitul de campionat și jandarmeria. Puteau să facă ceva, pentru că tot am venit tot anul și am fost alături de ei. Când au luat campionatul în ultima etapă, noi trebuia să explodăm, să ne bucurăm cum nu ne-am bucurat niciodată. Alături de ei, alături de jucători, acolo unde și-au dat ei silința tot la față m-au usturat, au fost băieți care au ajuns la spital, deci a fost nebunie. Bun, ce ar trebui conducerea Steliei să facă? Nu știu ce putere are. Nu neapărat protejată de jandarmerie, dar respectată de jandarmerie, galeria. Sau suporterii. Nu, eu știu că anul trecut... De ce? Stau în puternic. Cum adică? De ce să aibă putere jandarmeria în fața Steliei? Fii atent, anul trecut, sau acum în tur, nu anul trecut, acum în turul campionatului, nu știu ce contradicție a avut Vije cu jandarmeria sau clubul Steaua cu jandarmeria. I-a acuzat că au băgat suporteri la nu știu ce meci, la meciul cu Chelsea, la nu știu ce meci, a acuzat jandarmeria că a băgat suporteri pe sub mână, nu știu cum, a zis clubul Steaua. Cum i-a băgat? Da. I-au băgat, da. Și jandarmeria s-a supărat foarte tare că clubul Steaua a fost în stare să zică treaba asta și s-a răzbunat pe club. Și s-a răzfrântat asupra noastră. Nu ne-a mai lăsat cu stația care, stația, de ce nu te lasă cu stație? Ca să nu legi la sistemul din stadion și să... Corect. Dar noi avem o baterie de scooter care ne alimentează stația. Nu ne legăm la nimic. Nu ne-a mai lăsat cu aia, nu ne-a mai lăsat cu megafoane. Nu. Și dacă nu ne lași cu alea când ai o masă de 3.000 de suporteri într-o peluză și într-un grup, cum îi controlezi să cânte toți odată, să fie bine pentru echipă, să nu cânți pe trei voci, să nu... Cum comunici cu ăla? Bă, frate, vezi că facem coreografie. Da. Lasă și tu steagul la jos ca să ridicăm noi plăcuțele. Da. Sau te mirce, nu că am făcut noi foarte multe plăcuțe. Dar zic ca idee. Și totul s-a răsfrânt asupra noastră. Deci clubul Steaua, când a avut o altercație mică cu jandarmeria, eu cred că tot jandarmeria a câștigat. Și clubul Steaua nu face nimic. Nu știu ce poate să facă. Trebuie să facă și cu Liga și cu jandarmeria. Să ia atitudine, să se lupte. De ce? Anul trecut, când dădeau rapidiștii sau petroliștii, toți nu pățeau nimic, dar clubul Steaua... Normal era să facă o discuție, să zică, băi nene, uite care-i treaba, noi nu vrem amenzi, nu vrem de-astea, voi vreți să faceți spectacol, jandarmii vor să se respecte legea, Liga vrea să se respecte, nu știu ce. Hai să întâlnim toți să vedem dacă ajungem la un numitor comun. Asta e ceea nu. Ce vreau să zic eu, dacă voi credeți că e posibil ca după asemenea emisiuni, și poate vor veni și cei de la Steaua, dacă vor agrea acest canal, Fan Steaua TV, încă ei nu sunt apropiați de noi. Sperăm că n-au niciun motiv să fie departe de Fan Steaua TV, pentru că... Probabil au impresia că îi trageți în jos, poate. E treaba lor. Dar voi o să rămâneți mai pe internet? Da, dar nu cred treaba asta, că îi tragem în jos. Bun, și nici nu cred că ei au impresia asta, încă nu știm, n-am luat legătura cu ei în mod oficial. Dar eu cred că prin asemenea discuții, Peluza Sud, Peluza Nord și alții pot discuta cu Steaua. Și conducerea Steaua ar trebui să realizeze ce înseamnă toată această colaborare, să iasă bine pentru toți. Să discutați, să aveți ședințe, nu știu, periodic înainte unui meci important. Astăvară, după meciul ăsta cu Brașov, noi eram foarte iritați de jandarmerie. Nu știu ce motiv am. Ne-am bătut cu jandarmeria la început câțiva dintre noi. Câțiva dintre noi am încercat să băgăm niște torțe și fumigene, niște fumigene care erau aprobate, că aveam firmă de pirotehnice care trebuia să facă undă la. Exact. Exact Lece lângă mine s-a dus să le bage. Dintre noi, adică eu. Exact Lece s-a dus să le bage, l-a luat jandarmeria, l-a băgat într-o cameră, gata să-i facă dosar penal, deși totul era aprobat, el nu se ducea să le dea el. Se ducea să le mâneze lola de la firmă cu tot cu jandarmeria să le bagă. Și tot l-a luat, tot l-a frecat, tot că ei numai asta fac. Ne freacă la fiecare meci de... Lasă-mă să termin. Deja cred că mi-am pierdut ideea. Trebuia să ajung la... Și nu știu ce s-a întâmplat, că la faza aia când au venit să ne salute după meci, să salute galeria, Nicolici a scuipat către noi și a întors spatele și a plecat. Nu știu cum, ce s-a întâmplat, unde s-a ajuns la treaba asta. Ăla a fost ultimul meci din campionat. Toată vara am căutat dialog cu echipa. Am vrut să ajungem să vorbim cu... Oprește-o pic și țineți ideea. De ce s-a întâmplat cu Nicolici? Noi, între noi și echipă, s-au pus dita mai cordonul de jandarmi, iar noi le făceam lor semn să plece, să lase echipa să vină la noi. În momentul ăla, probabil că Nicolici a înțeles că îi facem lui semn să plece. Și atunci a scris... N-a înțeles, a fost ceva... Da, a fost toată vara ați încercat să... Am încercat să vorbim cu club. N-am reușit să vorbim vara, că au fost... Ba liberi, ba în cantonamente, ba... E normal, nu pot să-i spun eu lui Meme
cum vreau să-și facă treburile. Da. Da, e normal, am înțeles. Am ajuns să avem un dialog cu clubul, dar foarte târziu. Începuse campionatul, deja se derulase Supercupa, fuseseră mai multe meciuri. Am găsit dialogul ăsta cu clubul, toată vara am avut problema și l-am găsit abia la o lună sau ceva după ce a început campionatul. Și cum a fost dialogul? Ce s-a întâmplat? A fost un dialog normal. Da? Am vorbit cu Meme, am vorbit cu și chiar și cu firma de pază, deci cu Reghe, antrenorul, ne-a înțeles în totalitate. Cu Bourceanu, am vorbit și cu Nicolici. Cu Nicolici, cu Iancu. A zis că își cere scuze, că n-a înțeles. Nu i-am spus, bă frate, tu ești aici la Steaua. Să dai goluri. Da? O perioadă din viața ta cât ești aici, noi vom fi toată viața. Dacă tu pentru noi ești o filă dintr-o carte, noi dăm pagina și trecem la altă filă. Da. Dacă nu ne convine, rupem foaia cu tine. Da. Dacă faci greșeli, ne scuip, ne înjuri. Avem și noi prieteni bodyguards la cafenelele unde te duci. Nu putem să garantăm că nu-ți rupe vreunul picioare. Se uită Petrică la el. Se uită Petrică. Știe lumea. Nu, păi nu-i da numele. Nu. Cine? Nu, am zis ca idee. Nu, se uită un băiat Petrică la emisiunea asta. Lasă-mă pe Petrică. Salut Petrică. Salut Petrică. Deci un om sigur se uită la emisiunea asta. Da. Cel mai băiat. Și am spus și... Iar în schimb, cum el este o filă într-o carte pentru noi și dăm pagina, așa este și Steaua în carieră. Am înțeles. Așa este și Steaua în cariera lui. Că el a venit la Steaua, poate să facă ce vrea, să ne înjure, să facă ce vrea, dă foaia și pleacă la altă echipă și la revedere. E, noi nu agrem. Dacă ne-ai scuipat, înseamnă că ești în război cu noi și nu te acceptăm. Eu cred că oamenii care se uită și n-au treabă cu stadionul, sunt cei din străinătate sau cei din provincie care vin rar sau poate niciodată pe stadion, dar toți steli sunt și ei. Normal. Eu cred că și cei din nord, și cei din tribune, cei care vin și cei care aveau ceva cu voi până astăzi, eu cred că au realizat, bă frate, oamenii ăia au niște principii și, cum a zis Marcel, pe termen lung ei vor să ia niște măsuri ca să nu mai ajungem în situația în care am fost atunci, de locul 5, 70 de spectatori la Cupa Europeană și așa mai departe. Ar trebui tot să înțeleagă ce vreți voi. Și repet întrebarea, ce ați vrea voi acum, urgent, cu cine credeți că se poate vorbi și în ce măsură sunteți optimiști că veți rezolva? Ce la vreți de la clubul? Da. Din punctul meu de vedere, cu nimeni. Cu nimeni nu se poate vorbi, nu? Pentru că s-a încercat dialogul cu ei, au refuzat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, când au încercat ei după nu știu cât timp, când au avut chef și timp, n-a mai fost cazul. Eu cred că ei ar trebui să realizeze unele lucruri. Și să realizeze multe. Eu zic că dau un exemplu. Să facă tot posibilul să întoarcă suporterii la stadion. Hai să dau un exemplu concret ca să-ți explic de ce cred asta. Uh-huh. O echipă de fotbal câștigă bani datorită faptului, dacă face performanțe și datorită spectatorilor pe care îi are. Că sunt la televizor sau că sunt pe stadion, sunt oameni care le bagă bani în buzunar. Băia de la televizor că fac audiență, fac rating, crește publicitatea, da? Să explic tot sistemul. Uh-huh. Intră bani din drepturile de televizare în buzunarele clubului, că de-aia Steaua e plătită cu anumiți bani pentru drepturile de televizare și Gloria Bistrița e plătită cu alți bani. Da. Bun, odată. Doi, oamenii care vin pe stadion și cumpără bilet, plătesc bilet, banii respectivi se duc în vizitoria clubului. Trei, suporterii ultra și cele două peluze în cazul de față la Steaua, în momentul în care susțin echipa la greu, cum a fost. Îți dau cel mai concret exemplu la Basel. Când tribunele puneau presiune negativă și ambele peluze au făcut în așa fel încât să întoarcă presiunea asta negativă, să o transforme într-una pozitivă să simte echipa și să stau să înscrie. Poate dacă noi îi lăsam pe aia să fluiere și tăceam din gură sau îi fluieram și noi, poate stau mai înscria. Golul ăla a valorat 300.000 de franci elvețieni, nu? Uh-huh. Că atât e un punct, nu? Ok, deci alți bani. E, dacă lumea din club ar gândi în felul ăsta, n-ar mai veni să-mi scoată mie ochii că bă, ați dat torțe la meciul cu Dinamo și ne-au venit 5.000 de euro amendă. Că ăia 5.000 de euro, dacă stai să faci un calcul la cât bine facem și la câți bani le băgăm în buzunar, cred că merităm un pic mai mult din ata. Noi nu venim, nu vrem funcții în conducerea clubului. Eu vreau să am numărul de telefon al nimănui. Nu vreau bani la conducere. Nu vrem bani, nu vreau niciun avantaj, nu vreau deplasare, nu vreau bilete, nu vreau nimic. Nu vreau să am numerele lor de telefon, nu vreau să mă întrebe pe mine, să-mi ceară părerea, nu vreau nimic. Vreau doar să mă respecte. Exact, atâta vreau. În momentul în care eu fac ceva, fac pentru echipă. Că ipocrizia la noi e maximă când televiziune critică, domnule, i-au dat huligani, i-au aprins, parcă l-au pe Mironică ăla, huliganii care au aprins torțe, nu știu ce. Dacă te uiți la emisiuni la promo,
primul promo care îți dă la sport cu torțe, cu spectacol, dacă se dă în altă parte afară, în Italia, în țară, spectacol frumos, ce făcut galeria, spectacol. Pe data chiar și în țară, a făcut galeria Timișoare. Mâine, război în groapă. Da, război, crimă, șoc și groaz. Șoc și groaz. Bine, asta e tâmpenia noastră și cu spălarea creierului la români, care funcționează de 10 ani și noi. Dar același comentator care comenta evacuarea suporterilor steliști la meciul Rapid Steaua, când am fost bătuți și interdicții date pe bandă roată și așa mai departe, tratați într-un mod dezastros de jandarmerie, ca să nu folosesc cuvinte mai grave. După episodul Ștefan cel Mare, când am fost la fel, împușcați, bătuți, călcați, împușcați și așa mai departe, deci nu știu cum numai nouă ni se întâmplă, așa, în momentul ăla comentatorii, domnule, că sigur au făcut suporte ceva, că au dat o torță, că au aprins nu știu ce. Același comentator comentează anul trecut Steaua Roșie Partizan Belgrad. Ce fac? Ia prin tot stadionul, dau foc la tot stadionul. Ce a zis? Superb, atmosfera la noi, de ce nu se poate așa ceva? Același comentator, Miloronică. Da, în afară oricum, și la noi în campionat, să aprindă ăștia de la Petrolul, dau un exemplu. Torțe nebuni, doi, ce mai ce iarăși aia cu Rapidul. Îmi pare rău că trebuie să te aduc aminte iară de Rapid. Băieții de sub pod, da? Dom'le, an de rândul, nu știu, și la GSP și la ProSport, premiu pentru cea mai fair play galerie. Păi ce sunt fair play bă, frate, că te duci la ei, îți dau cu motorină pe scaune, îți dau toate alea, se pișă de sus, de jos, de alea, își fac semințe în aia în care se pișă, mănâncă semințe, ți aruncă știe, fac, își dau cu puradei în tine, aruncă cu telefonul, cu bricheta, și scot, și... înțelegi? Deci la sfârșitul anului să vine Crăciunul, bă, și de Crăciun, vine Ioanițoaia, parcă vă cochelarea, premiu pentru cei mai fair play, suporte normal să acordă tot galerii Rapidului. Chemăm pe Gheorghe Costică. Forme cu Rapidului. Da. Și vine ăla și ia premiu. Și pe bune, acum nu Caterin, că hai să-i luăm pe aia. Și bine, mai era Timișoara așa, mă, dar aia nu mai există, nu știu ce s-a mai întâmplat cu ei. Și acum tot Rapidul, cred că va lua premiu pentru cel mai... în divizia B. Și de, dacă îi desfințesc, cred că tot iau premiu pentru cel mai fair play. Dar ce vrem să iei tu premiu pentru cel nu, mai... Nu, frate, nu vreau. Dar e o chestie de mediatizare. E o chestie în care mass media toată impune, bagă pe gât lumii. Dom'le, uite aia, dar Rapid sunt cei mai civilizați. Sunt de acord că mass media face... un imens rău. Nu vreau să-mi facă mie, nu vreau să-mi dea mie, să o zic că peluza asta sau peluza nu critică, sau nu critică. Da. Că tu oricum faci parte din presă. La ce avem nevoie? La ce avem nevoie de 5 sau câte? Nu mai, nu mai am, îți iau la tine. Suntem în direct? La ce avem nevoie de 5 sau câte slobozi de televiziuni de sport sunt direct. La ce avem nevoie? Și mă uit acolo, bă, sunt meciuri în direct, care le înțeleg. E ok și eu mă uit la meciuri. E de sport, dar de ce? E de sport, dar când îți vine ăla, l-am invitat pe ăla. Da, dom'le, ce-a spus ălălaltul despre chestia asta? Ți-a auzit chestia asta? Nu, dom'le, n-am auzit-o. Păi cum și-a primis ăla? Și toate chestiile astea, normal, tot din presă provin. Păi nu trebuie, mă, să facă, să fie bine, să, să uite astăzi, lumea, să iau. Să fie bine, să nu fie rău. Atâta timp cât presa o să-ți impună reguli și o să-ți impună gândirea. Nu, e bine că sunt multe televiziuni de sport, pentru că fiecare... lumea să uite la e bine că sunt multe, pentru că fiecare alege ce să vadă. Acum, da, corect, se transmit campionate, se vede fotbal. Nu, în afară de transmisiune. Sunt unii care apreciază genul ăsta de emisiuni, pentru că ceea ce fac ai noștri, să știi că n-au inventat-o ei, au luat tot de afară. Adică sunt și alte țări care promovează sângele, crima, dacă n-a murit nu e știre. A, mai trăiește? Hai să moară că porn o dăm știre, înțelegi? Se gândește așa, din păcate și afară, n-am inventat noi prostia. Ideea e alta, sunt de acord cu Lece, sunt revoltat și eu când n-am văd că... N-am inventat-o, dar promovăm. Da, sunt revoltat că nimeni nu spune într-adevăr despre stadionul de sub pod. Acolo nu e civilizație și sunt de acord cu Lece. Acolo fiecare antrenor al oaspeților trebuie să primească flegmele unor oameni care niciodată nu sunt opriți de un plexiglas, așa cum au promis. Acolo se duc niște nenorociri absolut infernale. Au aruncat reghe cu pahar, bine, cu apă era acolo, am știut, au zis ei după aia tot ei. Cea mai fair play, galeria, domnule, era acord, urină. Presa ar trebui să fie împotriva acestui comportament. Bun, înțeleg, Marcel, deci din FC Steaua consider că nu se poate vorbi cu nimeni. Bănuiesc că și voi aveți aceeași am încercat, am avut o ședință și cu firma de pază care am avut și cu ei. Dar veți mai încerca, adică vine returul, deci exact cum ziceți, noi nu plecăm niciodată de aici, aici ne facem veacul. Dacă vrea cineva să vorbească cu noi, ne găsește, suntem așa cum tu ne-ai chemat aici și am venit, așa poate să vorbească oricine cu noi, dar în condiții
în care există un dialog. Respect, ce înseamnă respect FC Steaua față de, de Peluza Sud? Față de Peluza Sud? Nu, față nu, de Sud. Nu, că ați cerut respect. Adică ați cerut, domnule, pe ce important să respecte. Acum, toate am înțeles, bun. Dar care ar fi pașii acum de, la care vă așteptați voi? De la... Clubul Steaua, pentru noi, cel mai benefic, ca să ajutăm și echipa, că noi putem să ne facem viața oriunde, și la tribună, și pe stradă, și... Ca să ajutăm și echipa să fie totul bine, ar trebui să ne faciliteze lucruri de organizare. Doar să ne organizăm. Să putem să introducem în stadion Portavocea, să putem să introducem în stadion Toba, să avem bilete. Clubul Steaua ne-a ajutat, într-adevăr, și vreau să specific că Peluza Sud, pe Arena Națională, își are locul în sectoarele 120-121. Să nu mai ia nimeni bilet acolo care nu vrea să fie în galerie. Că ne rugăm de ei să plece, îi punem să cânte, nu cântă, le dăm șuturi, pleacă de aici, lasă steagul jos, nu poți să lasă steagul jos. Aici e sectorul nostru și facem ce vrem în el. Bun, cum poți să fii membru? Stai puțin. Ai zis că numai cei care vor să fie. Clubul Steaua ne-a ajutat, într-adevăr, cu tot ce a fost de băgat, putea și mai mult. Că ne-a mai spus că nu te lasă observatorul cu nu știu ce mesaj, că nu... niște mesaje nu, care nu scria momente nimic. În care ne-au mai pus bățenate cu stația, cu asta, cum și... Dar ei trebuie să înțeleagă stai, că noi nu le băgăm. Eu nu bag stația aia ca da, să... Da, gândește cum dau eu totul la, la 3.000 că de oameni. Că place mie să cânt în microfon. Eu bag tot pentru ei. Tot ca să fac atmosferă, ei să fie împinși de la poate. Bun, poate și pentru noi să arătăm bine ca da. Peluză, să cântăm, să fim unii lângă alții și mai departe. Și pentru noi. Dar tot ce facem noi în stadion... În afară de bătăi spontane care se mai întâmplă cu jandarmeria sau cu echipa adversă. Poate că pe ei nu îi fascinează când noi dăm torțe și fumigene și noi ne dorim să dăm la fiecare meci, după cum am spus. Dar când cânti, nu mai râde, când cânti un meci întreg, un meci întreg cât poți de tare, că lumea cântă, zbiară, ne dezbrăcăm că nu mai putem de cald, sipăm ca nebunii, sărim în sus, facem pogo, ne împingem. Tot pentru ăia din teren. Când vin la corner acolo, ne văd, haide bă, cânt acum, haide, dați-le gol. Nu ne văd că suntem pentru ei acolo. Dacă ei nu ne facilitează treburile astea, ca noi să fim relaxați, să venim de plăcere. Și ne pun bețe în roate, că da, nu poți să bagi aia, nu poți să bagi aia. Eu devin încordat, devin frustrat, vin, încep să înjur, mă scap, mă iau la bătaie cu jandarmeria. N-am câștigat niciodată nimic din bătăile cu jandarmeria, asta e, e clar. Vreau să mai zic cu sectorul nostru. Acolo în sectorul ăla în 120-121 unde noi luăm loc pe Arena Națională, Clubul Steaua ne ajută cu biletele. În sensul că noi înainte de meci, la o dată limită, vorbim cu fata aia, cu Claudia de la bilete, care ne-a ajutat. Și ține să-i mulțumim. Deci îi mulțumim, și mulțumim. Și pe aceasta. Îi mulțumim. Îi spunem, vrem la meciul X să ne păstrezi 400 de bilete. Noi strângem banii în săptămâna aia, mergem, le plătim, luăm 400 de bilete și noi le avem în sectorul nostru. Da, foarte frumos. Nu avem tot sectorul până sus. Avem de la primul rând de jos până spre jumate un pic, că ne întindem un pic așa, nu ne întindem în sus. Da. Dar lume care nu știu cum își ia bilete pentru noi pe acolo, vin și să nimeresc acolo, că aici e locul meu. Zic, bine mă frate, e locul tău aici, stai aici. Și după 10 minute nu știe cum să se care, că noi sărim, cântăm, îi cer. Zic, dacă îmi stai aici și îmi stai în grupul meu și îmi stai în galerie, cântă la fel ca mine. Da. Păi eu nu știu să cânt. Păi da, te rog frumos, dă-i drumul de aici, că vreau să stea altul aici, să cânte, da. Să-l văd, că dacă eu... Și așa mai departe. Bun, cum poate fi un suporter care se uită la noi, poate vrea cineva să adere la tot ceea ce spuneți, să marșeze la principiile voastre, să facă parte din Peluza Sud. Dom'le, au vorbit bine băieții aia, vreau să fac parte din Peluza Sud. Cum se poate face? Sunt mulți copii care vin din urmă, care de un an de zile vin și stau pe lângă noi. Și noi când eram mici nu ne-am trezit în nord. Eu, de exemplu, am fost la un grup Ultras, care eu cred că e un grup care a făcut foarte multe pentru Steaua și imaginea ultraseriei în România. Eu nu m-am dus la Ultra să ia, erau deja înființați cu oameni bătrâni, cu gârlă, dacă îl cunoști, cu ziar, cu micuțul, cu tot felul de oameni. Da. Nu m-am dus și mi-au zis, gata bă, tu cine ești, Cârciu? Da, vino la noi, ești la Ultra, gata. Da. Nu frate, m-am dus și am stat pe lângă ei un an de zile, doi ani de zile. S-au lovit de mine până deplasări, mă vedeau lângă ei până tren. Nu mi-a zis nimeni, bă Cârciule, pe vremea aia în 2003 n-aveam nici telefon mobil, nici internet.
Dar știam tot ce se întâmplă la Steaua legat de galerie. Știam când e ședință, știam cine vine la ședință, chiar dacă nu aveam telefon, mobil și internet. Și se împiedicau de mine. Așa ne-am dorit și noi, să ne împiedicăm de noi membrii ai Peluzei, să-i vedem în deplasări. Eu m-am dus la Bistrița și toată lumea, cred că a făcut treaba asta, cu 2 lei dus întors. Nu mi-a zis nimeni, bă frate, dacă n-ai nu știu câți bani, nu mai veni. Uh-huh. M-am dus și m-am întors și acasă și oamenii m-au văzut în toți anii ăștia. M-au văzut că sunt acolo. Și până la urmă au zis, bă, noi avem nevoie de ăsta. Uh-huh. Pentru că omul vine la toate meciurile, e supus să sacrifice, să bage torțe, să, uh-huh, să implice, nu fuge de la bătăi dacă se întâmplă să avem scandaluri. Cântă, asta de cântat, nu știu, că, să știi că sunt mulți care nu cântă. Păi da, să revin și la asta, sunt mulți care vin în Peluză, probabil, nu știu de ce, vin doar de anturaj și nu neapărat la noi. Și nu cântă. Înțeles. Nu cântă, ei vin, se uită la meci sau ei au mușchi, deci nu dau exemple sau generalizez. Ba că au mușchi, ba că ei au freza mai șmecheră, ba că au 7 tatuaje, ba că nu știu ce, eu vreau să stau aici în primul rând sau la doilea și să mă uit la meci și să stau în sud. Să stau în sud, că uite... A găs gagici, spui poze pe Facebook, te plac fetele. Nu, frate, ne-am dorit, dacă suntem... Sunt băieți inteligenți. Dacă suntem toți o apă și un pământ, când mergem acolo și începem să cântăm, să cântăm toți odată, să arătăm că suntem un grup. Am fost un grup, nu pot să mă plâng de nimeni. Venim cu cant și cu șopă. Cam asta. Stadion. Cam asta ne-am dorit de la asta. Trebuie să facă oamenii care vor să intre la un moment dat în Peluza Sud. Cam asta trebuie să facă. Da, să fie prezenți la orice. Să vină, să nu stea să se roage de mine. Cârciule, cum ești pe mine în deplasare? Păi stai, frate, că eu nu mai îmi organizez deplasarea acum cu trenul. Eu vreau să mă duc cu prietenii mei cu mașina personală. Alt grup din Peluza Sud și-a luat un microbuz. Ne întâlnim cu toți acolo. Dar pe tine cum să te iau? Vino la meci, rezolvă-ți, vino cu trenul, vino cu microbuzul, cum mă duceam eu de unul singur. Sau interesează-te, nu știu, fă ceva, caută-mă, ideea vino să te plăcerea să vină tot din partea lor. Și noi am prins vremuri mult mai greu, credem. Cam câți sunteți? În grupuri și în... Eu zic că membrii organizați din grupuri suntem în jur de 300. Cam așa. Am avut la meciul cu Dinamo, când am făcut deplasarea organizată către stadion, 1000 de înși. Ăla a fost maximul, probabil, care l-am putut. Da, în ăștia, o mie de inși, am fost, exact cum a zis Lece, cu prietenii care stau pe lângă noi, dar nu se implică mereu, nu se implică mereu și așa mai departe. Se implică. Noi cred că membrii ai Peluzei Sud suntem 300 de inși. Din ăștia 300 de inși, nu pot să spun că venim toți la fiecare meci. La cei 300 veniți toți și vă întâlniți în perioada asta înaintea triple cu Dinamo, să pregătiți aia să bine? La vin oamenii mai importanți în fiecare. La ședințe ne vin 7-8 inși, 12 inși care reprezintă fiecare grup și fiecare... Câte grupuri sunt în Peluza asta? Sunt 9 grupuri. 9 grupuri, nu? Dacă vreți să le număr... Pentru ei, nu pentru mine. Vacarm, Shadows, Outlaws, Hunters, Era, Roosters, Banda Ultra, Glass și Tineretului Corps. Mm-hmm. 9 grupuri. 9 grupuri, da. Plus independenți. Independenți care sunt membri, sunt membri care vin de ani de zile, dar nu fac parte din niciun grup, au făcut mai parte dintr-un grup și s-au desfințat. Sunt grupuri din alte orașe, sunt băieți din Botoșani care vin la fiecare meci și au și steag și vin la noi. Nu și fac ce face presa. Să... Nu vreau să fac ce face presa pe care voi o acuzați și pe care eu sunt. Dacă vreți să mai adăugați ceva la referitor la faptul cu membrii care se vină. Asta vreau eu să zic 3, mă rog, 30 de secunde. Că în principiu a zis Cârșu cam tot, nu suntem o sectă, Gabi, noi nu suntem noi vrem noi să vină lume din spate, vrem că să... noi îți dăm sau că noi îți luăm. Nu, lor spune-le, eu știu ce sunteți. Da, și... Da, noi nu suntem o sectă, nu suntem diferiți sau nu suntem... Fiecare om e în felul lui, fiecare om, dar avem un singur lucru care ne unește pe toți. În primul rând suntem steliști. Și venim pentru Steaua, nu venim pentru anturaj, nu venim ca să avem cu cine să bem o bere, nu venim că ne bat unii, că ne bat unii pe la bloc și să avem și noi acum o gașcă, că multă lume are impresia că dacă intrăm pe Peluza Sud, nouă ni s-a dus renumele ăsta că suntem mai violenți așa. Dom'le, acum am împrietenesc cu ăștia și dacă mă mai bate la bloc vin cu băieții de la Sud și să vezi ce le fac eu. Deci nu suntem golani de cartier, nu suntem gașcă de cartier, nu suntem interlopi, nu suntem recuperatori, nu suntem nici, suntem suporteri ai Stelei
care venim la meciuri, într-adevăr, nu suntem nici ușă de biserică, ne comportăm așa cum se comportă ultra și pe stadioane. Huliganii, da. Ce vreți? Da, cum vreți, puteți să ne numiți în și cele huligani. 90 de minute, să zicem. În cele 90 de minute, înainte, ziua meciului, meci. Nu contează. Și huligan nu e un termen totdeauna negativ, depinde cât de eufemistic e fiecare. Îi spunem ultras mai bine. Puteți să spunem huligan. Da, în mare parte noi tindem să spre ultraserie. Ne place spectacolul, ne place cu steaguri, ne place da, cu încercăm să facem spectacol. În România... Ce sunteți voi? Că ai zis, nu suntem recuperatori, nu suntem... Ce sunteți voi? Normal. Avem familii, cetățeni. Muncim, avem joburi, ne plătim taxele, dar avem un micro care este steliști, oameni care și pe lângă faptul că idealiști. Punem mai mult suflet decât alții care vin doar la cât un meci. Eu nu înțeleg tineretul ăsta care sunt, dă seamă cum... Eu nici nu mai mi-aduc aminte când am venit la stadion. Dar eu, toți dintre noi am prins o perioadă foarte grea când am venit noi prima dată la stadion. Noi primeam șuturi în cur, capace, ne cereau bani. Dă-mi bă, că vreau să-mi iau o bere. Stai bă, că n-am futut gura, mătii, n-ai bani. Căciurii. Noi am prins vremuri grele și tot am venit și am crescut și am ajuns aici. Ne-am luat eroare. Da, așa era înainte. Nu era, nu pot să zic că era. Acum noi nu avem nimic cu copiii, nu le facem nimic. Noi vrem să vină, dar ei lăsați copiii să vină la mine. Ce? Ei vin, probabil unii dintre ei vor să facă teribilisme, să iasă în evidență prin teribilisme, să ia, mamă, uite ce am făcut. De la teribilisme să ajung la cele mai proaste. Stai că mi-am adus aminte de ceva, un singur lucru. Deci cei care vin la sud trebuie să aibă și o mentalitate în viața de zi cu zi. Aici contează foarte mult și aici, da, într-adevăr sunt subiectiv și într-adevăr nu acceptăm pe oricine din punctul ăsta de vedere. Adică nu acceptăm că nu îi spun eu, bă, nu mai veni la sud. Deci dacă el își ia bilet și vine la sud, poate să vină. E problema lui. Dar în momentul în care el nu interacționează cu grupul, cu suporteri, cu tot, din mai multe puncte de vedere, principial vorbind, educațional și așa mai departe. Adică dacă un om, de exemplu, e genul care... nu știe să scrie și să vorbească și ascultă manele de dimineață până seara, e un cocalar, de fapt, nu prea are ce căuta, adică nu o să se integreze niciodată, să nu-și facă speranțe. Că dacă am zis că vine și stă, eu pot să-l văd și de 100 de ori la meciuri. Dacă el e mai... Nu, asta e clar că nu acceptăm mai... oricine, să fie ca noi. Un cocalar de felul lui așa și place chestia asta cu... Treaba lui în altă parte. Ideea care e, ca să o concluzionăm și pe chestia asta, lumea se va auto-exclude oricum. Da, exact. Lumea se triază în timp. Se triază în timp, că, exact. Ok, noi nu punem nicio piedică. Oricine poate să vină alături de noi în sud. Dar dacă omul nu se simtă bine acolo pentru că vede că noi suntem altfel, o să auto-exclude singur. Ce faceți cu relația asta încordată, am văzut, cu Peluza Nord? Încordată pentru că, exact tu ai spus, Cârciu, l-ai văzut pe mustață, spunea, domne, ne-au dat cei de la sud un comunicat, o listă, doleanțele lor, să mergem la Becali. Asta ne-am trezit singuri acolo. E ceva vechi. Probabil Mustața are dreptate. Da. Ce s-a întâmplat? Eu nu mai parțial știu. Nu eram implicat atunci în ce s-a întâmplat. Are dreptate. Dar asta a trecut. El dacă rămâne cu problemele din trecut și nu trece peste ele ca să... Acum, momentan, nu este nicio tensiune între noi și ei. Vorbim de Nord sau vorbim de o persoană? Nu numai că vorbim. Păi nu știu, el s-a deci făcut mesagerul Peluzei. Adică, deci noi avem o relație cu Peluza Nord. Da. Că la nivel personal, împreună. Stai, că e foarte important. Unde deplasări cântăm împreună. Stăm împreună, biletele le au ei. Okay. Ne sună înainte de meci. Câți veniți, câte bilete vreți. Vă dau câte le cerem. Ne dau câte le cerem, le plătim și asta e situația. La meciurile de acasă nu avem ce relații să avem cu ei. Că ei stau acolo, noi stăm aici. Ne întâlnim înainte de meci, dăm noroc și așa mai departe. Am avut ședințe comune anul trecut. Ne-am întâlnit la Mustață, la cafenea, am stat de vorbă, am vorbit ce facem. Ceea ce ne spui acum e foarte important, nu pentru mine. Nu, dar lumea trebuie să înțeleagă că noi nu ne întâlnim cu Peluza Nord pe drum și ne luăm la bătaie. Sau. Da, fi culmea asta. Nu, avem o relație normală. Chiar dacă ei au drumul lor, noi avem drumul nostru. Deci stai să recapitulăm. Au fost tensiuni. Noi vorbim acum. La revedere ce a fost. Păi astăzi... În deplasări stați împreună, vorbiți cât se poate de normal, înainte de meci, stabiliți anumite lucruri. Așa, îmi face semn, cântăm aia. Am fost la meciurile naționale împreună. La meciurile naționale am fost împreună, am avut și probleme. Înseamnă că lipsa asta de comunicare, cum spunea și Marcel, a făcut să înțeleagă lumea că e de fapt o rivalitate între sud și nord.
Mai este o problemă. Păi să fie pe plan ultra. Mai este o, da, e benefic, dar e rivalitate pe plan, pe plan dacă ultra. Dacă eu fac un cântec și vor să fac unul mai tare, dacă eu fac 5 taguri și vor să facă 10, bravo, super. Să zic că da. Uite cât a venit. Sudul, fac 5, sudul a venit 70 în deplasare la Bistrița. Da, exact. Și noi am venit 5. Ia, haide-mă meciul următor, da, la Cluj, exact, să venim și noi cu 70. 500. Și asta, da, e benefică, da, rivalitatea, da, asta. Dar când ajungem la discuții, că de aici au plecat multe probleme între noi și ei, de la discuții aruncate. Că a zis cine? S-a îmbătat nu știu cine și a zis, bă, ăla de la, să-ți dau un exemplu, ăla de la Schinsa, păi ăla nu știu câți bani a luat de la nu știu cine, ăla e un cocalar, sau să zică, bă, eu-l bap ăla, dacă îl întâlnesc, că stă la mine în cartier. Și astea sunt niște, nici nu știu cine spune, da, cine. Gesturi. Sunt niște, și de la asta prostere, pleacă, da, tot, că ei mereu ne reproșează treaba asta. Bă, că copiii ăia de la voi vorbesc tot felul de lucruri. Poate au dreptate. Dar copiii ăștia, cu cine? Da, cu cine spune ție în față? Bă, eu am zis asta de, am zis asta de mustață. Deci sau, pe bârfe, practic, da, s-a stricat un pic, eu știu. Au fost probleme de înainte. Deci ce, exact ce spun, acum mulți ani, nu știu câți ani. Chiar și cred că și în 2004 am avut, când ne-am bătut pe autostradă, 2005. Sau a intrat, că nu știu ce a făcut. Da, tot, nu, problema e felul următor. Astea sunt mai vechi și hai unii să nu trec peste astea vechi. Eu cred că sunt mulți de la Nord care încă au ceva cu cineva. Mesajul care vostru e să se treacă peste ce s-a întâmplat. Păi, probabil și de la noi, și de la noi sunt mulți, da, care da, au zice, a, păi dacă, dacă mă supără. Dacă ultima oară cu ei. Vacanța asta nu știu dacă am vorbit. Că n-am avut de ce. Cred că ultimele acțiuni împreună au fost la meciul cu Turcia. Lasă un pic. Gabi, la nivel personal, da, oamenii importanți cum sunt eu, cum sunt, da, ei, cum sunt, da, mai mulți de la noi din Păruză, la nivel personal vorbim cu foarte mulți. Eu am o relație suntem prieteni, cu prieteni. Și chiar îi apreciez pe unii oameni de la noi. Nu vreau să dau nume sau să, da, zic că pe ăla, okay, da, pe ăla nu. Dar sunt oameni cu care mă văd, nu știu, la un bar, la sală, cu care mă sună, bă, am nevoie de bani acum, poți să mă ajuți? Și îi ajut, poate, și eu am sunat pe unul dintre ei și îl rog, nu e nicio problemă. Deci adică, prietenie. La meciul cu Dinamo am făcut coreografia împreună. Asta 10 ani acolo. La meciul cu Dinamo din tur am vopsit împreună, am el vopsea la ei, noi vopseam aici, vorbim de ei ne-au dat locul de să vopsim. Când am avut nevoie de 1000 de bilete la meciul cu Dinamo și ei știau că suntem 3-400, dar noi aveam nevoie și nu ne ascundem de nimeni, ne-am pus un 2 lei sau 3 lei. Nu, că lumea trebuie să știe care ne-a ajutat, da, atunci le mulțumim. Da. Dacă știi, am avut 3 băieți care au fost arestați. Sunt mai mulți, cum îi zice, anchetați. Mai sunt și ăștia, chiar în momentul ăsta cred că mai sunt anchetați. Probabil, nu contează, în fine. Și lumea, noi suntem independenți, dar nu ne vin bani de nicăieri de la Dumnezeu, sau nu avem alte beneficii. Noastre. Și în toată perioada asta am strâns bani dintre noi, dând peluză la fiecare bilet care îl plăteam cu 10 lei, mai puneam 10 lei. Sau 5 lei, nu mai știu cât. Toți banii ăia s-au dus ca să plătim avocații, și da, să le pentru facem avocați, pachete, să fim alături de ei, pentru că au intrat tot pentru Steaua, lângă pentru noi, tot da, pentru foarte Steaua. Tare. Și la meciul cu Dinamo, noi dacă eram ăștia 300 plus, câți mai sunt pe lângă noi, care vin la meci mereu, să zic vreo 200, eram 500 și le-am cerut 1000 de bilete. Ne-au dat 1000, nu știu câte erau în total, 3000. Probabil ei au mai mulți, că au cu liga, au, dar ne-au dat 1000 de bilete. Care a fost cerere, pentru alea 1000 de bilete a fost cerere. Și lumea a cumpărat 1000 de bilete și le-a mai plătit încă o dată, sau cu 5 lei, mai mult, nu știu. Da. În fine, au existat momente care, și noi am ajutat, și noi am sărit pentru ei. La meciul cu Timișoara, când s-au certat cu firma de pază, nu știu, mă rândesc cum și erau, lumea din Păruza s-a sudat să-i mene. La media și când ăla i-a tăiat cu toporul mâna, nu știu ce, lumea n-ai de la cum sud să nu sari, să stai adică să te uiți. Sunt ai noștri, știm de o viață. Noi și ei suntem tot cu Steaua. Nu foarte frumos ce că nu mai sunt discuțiile astea. Noi oricum n-avem noi ce interes am avea ca nu, să au ne, existat mereu să ne punem cap în cap cu noi. Și hai că îți mai zic, au fost, de exemplu, când am fost am ieșit în piață din motive sociale, nelegate de Steaua, am ieșit împreună cu cei de la Dinamo. Păi ei a deranjat că, domnule, de ce ați ieșit cu ăia de la Dinamo? Și n-ați ieșit cu noi. Stai mă, lasă-mă și pe mine să vorbesc. Ați ieșit cu aia de la Dinamo și a stat lângă ei. Ei nu vreau să iasă. Ei au declarat clar că ei nu ies. Că de ce am mers la Dezăpezit sau nu știu unde, tot așa, cu cei din PCH. Anumite acțiuni de-astea sociale care nu au legătură cu fotbalul, da, că ne prietenim prea mult cu ăia, că nu e bine, că nu mai există rivalitate, nu știu ce.
În fine, chestia asta înseamnă că au degenerat în anumite conflicte între noi și așa mai departe, pe care prin discuții le-am rezolvat și le-am zis, domnule, așa ni se pare nouă normal, nu implicăm numele Peluzei în Nord, dacă mie mi se pare normal să mă duc să scot un bătrân din casă și lângă mine unul care ține cu Dinamo, pe moment aceea uit, nu mă interesează cu cine ține la, eu îl ajut pe ăla, că mi se pare datoria mea morală de cetățean al acestei țări să ajut, dacă alții ne ajută, măcar eu să ajut cu ce pot. Și nu mă interesează că vin rapidiști, petroliști și așa mai departe. Dacă vin și ei să facă un lucru bun pentru niște oameni care, care chiar au nevoie și pe care nu-i interesează cu cine ții tu și ce rivalitate ai tu cu știu. Atunci chiar s-a vorbit frumos la superlativ despre suporteri. Doar atunci s-a vorbit la superlativ. Noi facem și uite, multă lume nu știe despre Peluza Sud. Da? Și nici nu vreau să bat mult moneda pe chestia asta, dar totuși sunt o grămadă de gesturi pe care Peluza Sud le facem. Mergem la... Copiii, îi ajutăm tot timpul, facem o grămadă de acțiuni, dar nu ne ducem la un ziar imediat să spunem, bă, vezi facem că uite ce am, vrem noi. Ce am făcut noi, să ne ridica statuie, că uitați cât de bun sunt ultra și de la Peluza Sus, Steaua ajută copiii nevoiași și donează bani și alimente și așa mai departe. Deci ce facem noi? Facem pentru că avem simțul ăsta probabil civic exact, dezvoltat și asta tot din faptul că ne simțim ca un grup unit, ca un grup de oameni care au o datorie morală față de ceilalți, nu neapărat față de echipa de fotbal. Măcar la fans Steaua TV să se audă lucrurile astea și sunt convins că oamenii vă apreciază în momentul când vă audă că faceți toate aceste lucruri pe care la televiziune nu o să le vedem. Și pentru că voi poate nu le vreți, dar și pentru că și dacă le-ați dori sau să cereți ajutorul, nu o să vi se... Uite, hai să dau un exemplu concret de ce nu le vreau la televiziune, că poate lumea înțelege că avem ceva noi și că vrem să fim mai underground sau nu știu cum. Ultima oară când am fost la, acum 2 ani de zile, la în județul Buzău, niște sate de-astea înzăpezite și în situație de criză, au venit, știau un loc unde ne strângem noi, cei de la Peluza Sud, au apărut mai multe televiziuni. Și... au apărut cei de la, nu mai știu, Antenă, cei de la Realitatea și încă vreo două. Și m-am dus la ei și am întrebat, ok, veniți cu noi să ce? Să vă filmăm, să arătăm la știri ce fac ultra și ce nu știu ce. Și am zis, bun, ok, câte lopeți aveți la voi și ce ajutoare aveți în portbagaj? În afară de cei de la Realitatea care aveau, restul nu avem nimic. Și am zis, atunci nu veniți. Da. De ce? Că nu vreau eu. Dacă veniți acolo, vă tai cauciucurile și vă las acolo. Uite, așa vreau eu. Da. Păi de ce veniți? Ce e asta? Cancan, TV, ce facem aici? Da, am înțeles. Deci nu facem, nu facem ca să ne facem noi sunt publicitate, nici n-am la ce să fac publicitate. Nu vând nimic, nu am niciun câștig material din chestia asta, deci n-am cum să-mi fac publicitate. Iar ca să atrag lume, noi suntem de principiu că mai puțin și calitativ decât mai mulți și cantitativ și doar atât. Sunt de acord și vă apreciez. Nu o să vorbim de coreografie, clar, o să se apropie campionatul. Asta, legat de coreografie, să știi că... De ce nu mai veniți? Pentru membrii care stau pe lângă noi o să existe o cotizație care o să trebuiască să o plătească. Uh-huh. Pentru coreografie, sunt 3 meciuri. Uh-huh. Nu o să facem carduri. O să facem ceva, dar trebuie tot noi. Normal. Au mai fost meciuri când am avut niște urne. Niște urne cu care ne-am plimbat pe peluză. Uh-huh. Și le-am spus pentru ce. Strângem bani pentru coreografia de la meciul X. Lumea a dat, dar nu prea a dat. O să încercăm noi, nu? Dacă facem abonamente la Fans Steaua TV și din nu știu câte milioane de suporteri sunt, nu știu, 1000, ne mulțumim 1000 să... de euro pe lună dacă strângem. Ne mulțumim să o cotă parte. Oie, că nu puțin că nu toată suma, stai puțin. Nu toată suma. Dar nici nu stai. Dăm și la nord. Întreabă-ne dacă vrem. Întreabă-ne dacă vrem. Păi nu că vine, păi nu, păi stai că nu vă dăm noi. Suporterii dau. Da, noi luăm de la suporterii din sectorul. Oamenii care vin la noi și gestionăm singuri. Ne-au mai ajutat. Ne-au mai ajutat. Am înțeles. Nu e vorba că ați cer și, stai să nu se înțeleagă greșit. Sau că noi vrem să cerem bani de la oameni. Însă noi de ce vrem să punem abonament? Pentru că mi se pare firesc să punem un abonament la Fans Steaua TV, poate când începe campionatul, dar asta ne și obligă. Trebuie să venim aici aproape în fiecare zi, trebuie să venim cu content, să vină oameni care să exprime, să veniți voi, ceilalți, să vină toți, să vină oameni care joacă la Steaua, să mă așeze și face Steaua la treaba asta. Nu este motiv, adică nu o să venim exact, să facem... Nu. Dar banii ăștia se vor duce unde? La un Lucică Bălan care trebuie să ne demonstreze că s-a lăsat de băut. Îl ajutăm să trăiască pentru că a luat Cupa Campionilor cu Steaua București.
Bani se duc la el. Se duc la alții. La Bumbescu, poate, care a fost dat afară de la Federația Română de Fotbal și a luat Cupa Campionilor. Listele le așteptăm și de la voi pentru copiii la care merge să-i ajutați, da? Pentru copiii pe care Ugăraru îi ajută. Pentru copii. Adică... Iar de asemenea, dacă vreți să vă implicați la meciuri, puteți face foarte bine la Tribuna 2. Tribuna 2, noi considerăm că este... ar putea fi cea mai mare forță într-un stadion din România, că are două nivele și sunt nici nu știu cât are, câte locuri are. La un meci, spun. Când s-a ridicat când se ridică tribuna a doua după Național Arena, păi adversarii îngheață. 18.000 cred că sunt acolo. Adversarii îngheață când se ridică toți aia și cântă. Dar ei nu prea vor. Deși pe afară e frumos peste tot, la noi e bine cu hot dog. Ai zis-o de multe ori în seara asta și o spun și eu mereu. Când eram cranic, ziceam că ăsta era visul meu, să văd cum din primul până în ultimul minut se strigă pe tot stadionul. Cântece, se noi cântă, se strigă, peluza, se urlă. Știi, e o problemă mare cu tineretul, că nu vor să învețe latura asta ultra. Lor le place să fie cetățeni, cum îi numim noi. Să vină cu un fular la mână, să vină cu un joben de la în cap de clovn, să vopsească pe față, să nu știe cântecele, să zic, hăi, nu fiind în urmă, pe afară unde am mers și noi la meciuri și credem că am mers, păi tot tineretul e nebunit de peluză. Tot tineretul e, sunt disperat să stea în galerie, să-i bată la tobe, să cânte și ei. Iar Dortmund e... Și la noi top. Tineretul le place cetățenii. Parte. Nu zic de peluză, că peluză aia. Zic de TSK Sofia, că avem prietenie cu ei. Cum e? Spuneți-mi de TSK Sofia. Vorbiți-mi un pic de TSK Sofia, de colaborarea cu ei. E o prietenie bazată pe faptul că amândouă echipele sunt echipele armatei din țările respective. Vecine. Vecine. Dar nu, că la ei am cunoscut și am avut astă vară, de exemplu, Marcel a fost, eu n-am fost. Pot mai bine explica. Da, a fost organizat un turneu de fotbal de către suporterii echipei TSK Sofia în memoria unui membru de al lor de peluză care a murit. Și am fost și noi invitați, Steaua București, pe lângă multe ale echipe cu care îi mai țin legătură. Și am fost prezenți acolo, a fost totul foarte ok. Multe echipe cu care aveau multe această echipe, colaborare? Partizan Belgrad, Olimpia Ljubljana, Brno, FC Brno din Cehia, foarte, deci foarte mai multe, nu le țin, dar a fost și invitat și Brescia și AC Milan, noi din Italia n-au mai ajuns, că nu știu, și ei au avut o problemă la Brescia, a murit cineva sau ceva de genul ăsta, dar tot au fost vreo 8 echipe. Foarte și gândește că acolo nici nu poți să ți imaginezi ce e acolo. Mergeți, voi mergeți la meciurile tari cu Levski sau cu ce au ei. În general mergem la Levski, dar spre exemplu am fost și într-o deplasare unde au avut ei la Ludogoreț, că era cât de cât mai aproape de România și am fost și mergem, acolo. Iar ei vin la toate meciurile la noi. La toate meciurile? Importante. Importante. Vin cu Dinamo, vin în Champions League. Vin la multe meciuri. Da. Am te gândit că vine Să ții o prietenie de asta, să ții o prietenie de asta între două peluze, între două peluze, între două galerii din țări diferite și să de-a lungul multor ani. Să te știi așa prietenește, să te ajut, că ne ajutăm, ne trimit torțe când nu avem sau lucruri de astea. Serios? Pe lângă ajutorul pe care l-am primit când a fost meci TSK Steaua acolo și au fost câțiva băieți de la mine reținuți. Și ne-au ajutat cu alimente, au venit frumos acolo, ne-au ajutat cu bani. Stai, că spune Marcel o chestiune foarte interesantă. Deci la meciul, deci, la meciul de acolo, când a jucat ultimul meci. Când era meme disperat că noi vrem să suspendăm terenul și că nu vrea să intrăm. Au fost 3-4 inși de la noi din peluză arestați și reținuți peste noapte. Băieții din TSK au venit, au avut grijă de cei de acolo, i-au adus alimente. Seara următoare, neavând cu ce se întoarce viațiul de acasă, deci... Ce frumos! Foarte tare! Oricum, istoria e foarte picantă când am pornit noi relația cu ei, cred că o știe majoritatea țării ce probleme am avut eu acolo, dar nu pot să le divulg aici. Nu? Nu. Păi nu ne se uită nimeni. Se știe prietenii noștri de la Dinamo, dar asta e ceva de caternic. Dar mi-aduc aminte de meciul când era Zenga antrenor la Sofia, cum ați... Am făcut turul de onoare și la și în Grecia și acolo s-a făcut reprezentanții celor două galerii. Lucrurile astea sunt populare în Europa, adică prietenii de astea din temir ce țări, din Polonia cu Portugalia sau temir ce. Dar în afară de TSK Sofia mai aveți? Mai avem cu Nijmegen, care și ăia sunt foarte, foarte ok. O aveați înainte a meciului cu Dinamo? Nu. Care cu Dinamo? Atunci, practic, s-a format, nu știu cum s-a format. Și s-a format la nivel de grupuri, între Shadows din Peluza, și un grup de la Neg Nijmegen și poron s-a extins la nivelul Peluzii. De asemenea, din țară mai avem prietenie și cu Uta Arad,
Tot la, de la nivel de grupuri s-a pornit pe la nivel de peluză și ne mai simțim cât de cât apropiați și mai avem minime legături cu Corvinu Hunedoara. Deci Uta, Corvinu, Necnamegen și cum le spuneam eu, bine, nu le mai spun, nei ca nimeni. Când i-a bătut pe Dinamo, la radio le spuneam nei ca nimeni, mereu am citit un an de zile numele. Nu pot să spun, sunt niște băieți extraordinari, când am mers la toate meciurile astea din deplasare, au fost disperați să vină la meci. Nu știu dacă știți, le-a luat și interviu la meciul cu Schalke, că au venit și au stat pe capul nostru să-i ajutăm cu bilete, dar noi nu eram, eram în alt oraș și Steaua era cazată în alt oraș și i-am trimis direct acolo, am vorbit cu Vige să-i ajute cu biletele, au stat sau au așteptat biletele vreo două ore și în tot timpul ăsta cât au așteptat biletele s-au îmbătat și au făcut panoramă pe acolo. Și a venit Antena 1 sau Digisport, le-a luat interviu și... Bine, ei haioși, spus... ei când se îmbată sunt haioși. Nu, dar sunt haioși oricum. Și săritul. Da, nu e foarte interesant ce spuneți. Vin la noi, au venit și la Ușpest, au venit când am jucat noi acum. În octombrie au fost aici vreo 15. Deci vin din Olanda să susțină Steaua. Da, no, pentru că sunt prietenii noștri. Și noi am fost, dar nu mai zic când mergem la ei, gen în Nijmegen, suntem tratați. Adică fac totul pentru noi să fie bine. Deci dacă vreți excursii în Olanda, veniți în Peluza Sud. În Peluza Sud și vă plimbați și în Bulgaria. Și la Rada, la Bulgaria. Da, dar Bulgaria e mai... Vă plimbăm așa. Dar foarte tare. Cu Elfsborg nu, nu aveți cu Elfsborg prietenii. Acum cu toate care au jucat. Cu Dinamo avea multe prieteni. Și ei au vrut să facă prietenie cu Legia, cu Napoli, poate au păstrat legături cu câinii. Că au păstrat legături cu cineva de la Legia, că au păstrat legături cu cineva de la Napoli. Dar n-au ajuns să facă o frăție de asta între peluze, adică să ne știm, să unii de la noi să vizitează între familii cu liderii de la Nijmegen. Frumos. Uite, asta adică sunt niște prietenii, prietenii, nu? Sunt relații de prietenie, nu mai rămâne la stadiul de cu copii, cu... E vorba de... Spuneți-mi, dacă simțiți nevoia să mai vorbim ceea ce am vrut până acum, niciun fel de probleme. Vreau să vă întreb de Steaua de acum, întorcându-ne un pic la fotbal, deși n-am vorbit de fotbal. Acum vorbim nu de prea fotbal. Vorbim noi de fotbal. Meciurile amicale astea vă interesează, vă uitați la ele? Nu, Ne uităm, dar nu avem ce să comentăm. Deci am vorbit și cu Reghen, până nu ne interesează, nu putem să ne băgăm la cum alcătuiește el echipa, pe cine bagă. Cu echipe. Dau lecții. Noi ne vedem de ale noastre. N-am cerut niciodată nimic. Și mai e ceva și cu jucătorii. Cu jucătorii ar trebui să țină cont. Ei când vin la Steaua trebuie să dea totul pentru Steaua. Și să facă, deci orice pas de-a lor, când ei au intrat pe gazonul ăla, ei trebuie să știe că orice pas care îl fac ei când se scarpină la fund, trebuie să știe că îl vede toată lumea. Da. Și să nu mai facă acțiuni de-astea, dă-i bă dreacu pe sud, că nu mai mă duc să-i salut pe ăia sau... Trebuie să facă tot ce le stă în putință ca să fie bine pentru suporte. Noi nu am cerut niciodată jucătorilor Stelei, cum fac alte galerii, să vină la noi să înjurăm pe X și pe Y. Bine. Nici nu știu, nu suntem frustrați. Cum am zis și ieri cu Mădălin Voicu Junior, joacă, ați văzut, Steaua e Steaua. Steaua nu poate avea rivalitate cu cine, pentru că e Steaua. Rivalitate, da, dar nu dușmănie. Bun, dar nu, dar zic, nu are, nu poate fi anti-dinamovistă. Nu are cum. Toți sunt anti-Steaua. Da. Asta păi e evident. Pentru că ei urăsc mai mult Steaua decât și iubesc. Dar, într-adevăr, cum spui tu, unii, Petrolul, 80 de minute înjură Steaua. Pare rău, și se dau se chemăm să pupe petroli. Emblema sau... Petrolul, pare rău. Ăsta, dar eu nu... Oțel. Nu înțeleg cum de ajung echipe ca Ceahlău, Piatra Neamț să vină în Ghencea să strige Muie Steaua. Da, asta a fost... Bine, păi noi îi lăsăm pace, dar cred că ar trebui odată să-i tăvălim grad de tot. Capitală și anti-Steaua. Stai că am deviat, vreau să zic ceva. Suporter, că nu-i chemați niciodată să jure. Vreau să zic ceva, avem, să-ți dau un exemplu referitor la cazul ăsta. De ce nu acceptăm noi să greșească jucătorii față de suporteri și față de noi? Și îi taxăm imediat și chiar, cum am zis de Nicoliș, dacă te mai duci la cafea și te vede unul de-al nostru, te scoate din cadrul muncii, din echipă. Da. Îți rupe picioarele. Păi Surdu a stat an de zile, frate, la Steaua. A jucat an de zile la noi și la primul meci la Rapid Muie Steaua, pupa emblema. Păi ce facem? Și un contraexemplu la asta e Ianu Sechei, care acum s-a dus la Rapid. Păi... Bine, ce ori fi zis aia de la Rapid suporterii? Nu știu ce ori fi zis, în fine, nu contează asta. Cert e că omul a zis,
nu pot felul următor, m-a simțit ciudat când am intrat pe poarta aia și nu e normal față de suporterii Steelers. Și a plecat. Și a plecat. Foarte frumos. De asta nu agrem nimic, nu agrem de la jucătorii Steelers să fie anti... Voi, practic, o concluzie la o oră și jumătate nu cereți niște lucruri anormale. Ceea ce înțeleg eu din discuția asta... Noi suntem Steelers la extrem. Asta e normalitatea pe care noi o vedem. Da. Iar asta, să spun, contrariu cu jucătorii de genul ăsta care sunt emblematici unei echipe, dar totodată nu au greșit cu nimic față de alte echipe. Eu zic că pot să-ți dau un exemplu cu Florentin Petre, care știe toată lumea cine e Florentin Petre și ce înseamnă pentru Dinamo, dar omul ăla pe noi nu ne-a jignit niciodată. Corect. Nu ne-a făcut niciodată nimic. Din contră, când am fost odată la CSKA Sofia, la meci, el juca acolo. Uh-huh. Am stat cu el după meci, am dat noroc, am vorbit ca și cum ar fi un orice om normal. Dar sunt alți jucători care nu cred că au cum să ajungă la Steaua fără să fie taxat, cum a fost și Ade Cristea. Ce exemple să-ți dau ca Fane Preda, care la fiecare meci ne arată muie pe la spate? Sau... N-au cum. Da, e vorba de caracter aici. Florentin Petre, într-adevăr, n-a supărat pe nimeni, nici nu numai pe Steaua, pe nimeni. Dar știi că era la un moment dat, lui a părut rău că n-a ajuns la Steaua. Asta e diferența între un fotbalist profesionist care își respectă munca și respectă suporterii până la urmă. A fost mic la Dinamo, crescut la Dinamo. Uite, și de asta nu le zicem nimic la jucătorii Steelers. Nu le zicem să înjure pe X, pe Y, să ne respecte pe noi ca suporteri, care suntem acolo pe orice vreme pentru ei. Și susținem și... Mutu se va bucura de un tratament special? Nu. Nu știu dacă ar trebui să-i dăm atenție lui Mutu. Probabil când... Nu, eu cred că dacă o să vină... Ce-a făcut? Nu știu, mi-aduc aminte când era la Fiorentina, ce declarații, ce s-a întâmplat în Ghencea. A fost taxat atunci la meciurile respective. Probabil dacă va veni să bată corne lângă noi, va primi. Eu am primit destul. Nu vrei să zic ceva, Gabi? E o chestie normală într-un fel. Și nu numai, asta nu se întâmplă doar lui Mutu sau... Dar să pun presiune într-un mod negativ pe un jucător care joacă împotriva echipei mele, adică în felul ăsta eu mi-ajut echipa. Dacă Mutu e atât de slab psihic, cum a fost dobitocul ăsta din poarta Astrei, cum îl cheamă? Coman la Astra. Coman, deci Coman la Astra, să zic o chestie, asta e foarte interesantă. Noi la meciul cu Astra n-aveam voie să stăm în peluză, că s-a suspendat peluza și inclusiv pe Național Arena. Și ne-am mutat pe colțul unde pe colțul dintre peluza noastră și tribuna a doua. Și am stat jos acolo. A doua repriză, Dani Coman în poarta din partea noastră, da? Deci tot meciul ăla, eu spun că mai mulți băieți l-am terorizat. Deci în continuu strigam și nu mai, adică n-am nimic cu Coman, dacă îl văd pe stradă nu-l înjur sau ceva, dar nu mai am, deci l-am terorizat, până când l-am făcut, se uita spre noi și vorbea cu noi, ne arăta așa, ne vorbea, ne făcea, nu știu ce, tot felul de gesturi, știi, eu când l-am văzut, mai rău, și în momentul ăsta, Steaua a atacat, a luat două goluri, acum nu știu dacă le-a luat alea două goluri din cauza mea. Era nervos, era plin. La sfârșitul meciului era supărat și i-am zis, vezi mă, dacă ești prost, de ce pui botul la ce spunem noi? Nu ești profesionist, bine. Ce interesant ce îmi spui, Dani Coman e un băiat super ok în afara terenului. Dar știi ce interesant ce spui tu? Dar e la bine psihic. Exact, ți-aduce aminte Rapidul cum a pierdut titlul. Ce vrei, să tac din gură dacă l-am prins că e la bine psihic și că ai nu știu, poate să-i dea gol? Am mizat pe chestia asta. Da, știi ce e interesant? Mi-aduc aminte Rapidu, dacă ți-mi minte la Chiajna, când a dat băiatul la gol în stilul lui Messi. Nu m-am uitat la acest imbens meci. Măcar la gol. A dat Concordia, a bătut-o pe Rapidu 1-0, a dat unul de la centrul terenului, s-a dus. Da, și a dat peste Dani Coman. Când suporterii Rapidului l-au făcut praf pe Coman și au pierdut meciul și s-a întors. Mi se pare că Popa a dat golul ăla când a luat-o de la... A, Popa, corect. Bun, vreau să vă întreb de cheșerul, deci nu vorbim de meciul amical, nu trecem pe ce să vorbim, nu ce să mai vrea să vorbim de lot, că nu e latura noastră, nu. Ok, e în regulă. Ne interesează pe noi transferul. Legat de transferuri. Așa. Ne-am bucurat dacă totuși am avea și noi un mijlocaș care să creeze. Nu știu ce exemple să-ți dau. Și un atacant. Eu nu știu, când eram eu mic și m-a dus un chimiu la tribuna a doua, la început, odată la două minute nu mai așerăm. Ne lăsam jos. Acum nu prea mai așa. Ce febră. Nu știu, să creeze, să ridice tribuna aia în picioare, să fie un ceva. Un număr 10 și un atacant. Da, asta, eu zic că asta ar fi cel mai important la Steaua. Deci Aliuță și vreo 2. Aliuță și vreo 2. Sunt Mărtean, cine o fi? Nu știu că nu l-am urmărit nici pe ăla. Dar zic ca idee. Nu e problemă. Nu știu cum facem noi, dar an de zile noi avem la centru numai jucători de luptă. N-avem niciunul de creație care să-mi facă niște dribblinguri. Să mă bucur, să nebunesc eu acolo. Sau un atacant. A fost atunci.
Hai, să nu intrăm. Te rog, care ai văzut că sunt... Nu, am zis așa ca o paranteză. La spectacol, ce poate vine, de la... Poate să vină oricine să-ți dea 1000 de contraexemple la chestia asta. Te bași singur în gura lupului. Poate să zică că l-ai avut pe Aliuță la mijloc. Păi și da, Aliuță a fost ok. Da, eu zic acum, în perioada asta. Că am avut Ovidiu Petre, am avut Lovin. Lasă-mă, că sunt sătul. Lovin băia bun, de ce? Păi nu, dar zic, n-a avut același stil de luptă. Ba da. Păi și niște exemple de jucători. Zim și mie, de ISS. Păi nu sunt de luptă. Ce? N-am zis ce? Nu, am zis de Coman ce problemă a avut. Toți nu cred că sunt băieți. Zim de ISS, ce se întâmplă? Are treabă cu Sudul, ISS-ul? Zim-o de ISS. ISS-ul nu mai are în momentul ăsta, cred că, nicio activitate. Gata. Sunt membrii care erau în ISS, chiar și membrii de conducere la ISS, care vin la Peluza Sud și fac ce facem și noi toți, dar la ISS nu mai fac nimic. ISS-ul e pe linie moartă în momentul ăsta, nu se mai ocupă cu nimic. Cel puțin așa știm noi. Așa știm noi. N-am avut legătură cu ei. Nu știm cine-i conduce. Iar cei care au avut legături cu ei nu mai știu nici ei nimic. Când dacă îi mai întrebăm care e treaba cu ISS-ul, bă, ISS-ul... Gata. Bun, am înțeles. Am și tăiat aici ISS-ul. Bun. Reghecamp. La un moment dat ați avut o atitudine legată de ieșirile pe care le are cu prietenul lui. I-am explicat. Ați rezolvat-o? Fii atent, cu Reghe am vorbit, i-am explicat de ce am avut aia și i-am explicat că noi avem, luăm atitudine la orice este anormal la Steaua. Uh-huh. Și... Asta mi-a spus o meme, dar nu mai spun că ce avem cu Piții Talent, că se răsfrânge asupra lui Reghe și Reghe e prea bun antrenor ca să-i facem rău. Uh-huh. Păi nu-i fac rău lui Meme, din contru, eu nu vreau, n-am nicio legătură, de ce să-i fac rău lui Meme? Dar ce legătură are Piții Talentul cântăresc de manele să ajungă să fie arătat la știri pe culoarul care iese echipa îmbrăcată în treningul Stelei la meciul cu Rapid? Care e legătura? Ce să caute el acolo? Până și la și când a venit momentul la următorul meci, am făcut mesaje. Piții Talent, dăm cu tine de ciment. Și Manele ne pișăm pe ele. Tot felul de mesaje. Și tot, da. Meme tot mi-a zis, băi, voi vreți să loviți în Reghe. Nu vreau, frate, să lovesc în Reghe. Dar dacă Reghe l-a adus pe finul lui să-l țină, să fie fin ce-o fi. Dar să nu mi-l asocieze cu Steaua. Mm-hmm. Eu consider că Steaua e familia noastră și dacă unul vine care nu e agreat sau nu s-a exagerat, e... corect. Adică ce asta se caută la care... Și cum? Și ce s-a întâmplat? Adică a înțeles până la urmă? Da, n-a zis nimic. El ne-a spus că nici nu a știut. A spus că nici nu a știut de ăla. Oricine poate să-și ia un training cu Steaua. Poți să-l crezi pe Reghe că nu știa. Că el era cu echipa, era cu ale lui. Și că ăla cum l-o fi băgat Emir, cine a zis, Mache, haide mă, că ești al nostru, hai și tu. Oricum, pe calea asta ținem să anunțăm că se va închide Taraf TV. Da? Da, puteți să le luați licența acum repede, poate intrăm și pe TV. Ia uite. Așa. Da. Deci, asta e o surpriză pe care vreau să o fac, că nici băieții nu știu. Echipa, eu am discuții cu o televiziune, cred că n-ați auzit de ea. E o televiziune care a apărut recent, mă rog, recent, în vara trecută, dar a apărut pe RCSRD, o să apară pe Deutsche Telekom și eu cred că produsul ăsta va avea succes pentru că Steaua vinde. Când se adresează suporterilor Stelei, care sunt cei mai mulți, clar că va fi vândută și să sperăm că vom ieși pe televizor cu dar tot chiar ceea ce facem întreb, aici. Pare, de asta și la emisiunea trecută întrebau ăștia pe bandă rulantă. Păi nu, baterii nu e problemă, fără baterii. Ne pare rău. Măcar câteva din respectă. Ne pare rău. Ne pare rău dacă s-a consumat bateria. Oricum trebuie să trimiteți pe youtube.com mesaje, vrem premiu, atât, vrem premiu și prietenul Vlad Gârlă de la suportersteaua.ro vă oferă 10 fulare Steaua Basel. O să îi rog pe băieți să spună anumite cifre și cifrele să însemne câștigătorii în ordine cronologică, al 7-lea, al 9-lea, al 11-lea și așa mai departe. Al 11-lea? Păi nu-i cifră, e număr. Mă rog. Cum, da. Eu sunt mai catolic. Da, da, 3, 4, 5. Astea sunt cifre. Da. Păi da, da. A pornit de la cifre. Mult. Să... Erau virgule acolo. Da, știu, sunt răutăcios. O să te obișnuiești cu mine dacă mai vin. Păi sper să mai veniți. Eu asta vreau, să mai veniți. Da, n-aș vrea să venim când nu are rost. Adică să facem... Păi nu, nu să venim să ne aflăm în treabă. Venim când trebuie. Steaua Dinamo de 3 ori
într-o lună jumate, cum e să bați pe Dinamo de trei ori într-o lună jumate. Să ne întreb după, uite, venim, îți promit. Da, asta vrem să fie toată lumea fotbal, pregătită, nu? Pentru treaba asta, pentru meciurile cu Dinamo, atât tribunele, cât și oamenii care vin și stau pe lângă noi. Apropo de cum am primit vestea, știi filmul ăla, adică, na, probabil te-ai uitat la cu huligani englezi? Green Street. Green Street. Da. Am aflat că joacă cu Milo, l-au sărit. Ei, așa la fel am și eu la muncă, într-o ședință. Bine, și că mult mai des. De bucurie. Dinamo. De bucurie, normal. Da, joci cu Dinamo. Și noi și ei, îți dai seama. Cum să, pentru asta... Pentru asta trăiești tot sezonul, pentru meciurile cu Dinamo. Și norocul nostru este că ei încă mai sunt în prima ligă și mai putem să jucăm cu ei. Normal, iubim Sudul pentru că ne reprezintă pe noi, dar pe noi în Sud ne-a dus Steaua. Normal, corect, zice cineva. Lăcătuș, zice mesajul. Lăcătuș. Materiale de peluză se fac pentru a veni cu ele la meciuri, nu să le ții acasă. Bravo. Asta am spus și eu, mă rog, ei sunt... Alea nasoare negative, să nu ni le zici. Nu, încerc să trec peste discuțiile pe care le poartă ei între ei. Legat de materiale, că sunt tot felul de întrebări. Așa. Cum pot să mai iau și eu tricou, chiar primesc pe Facebook? Cum pot să mai iau și eu? Nu mai sunt în momentul ăsta, am făcut anul trecut niște materiale cu peluza Sud. Hanorace, tricou. Tricouri, hanorace, șarfe, căciuli, șepci. Să mai iau țigară. Tot. S-au vândut și nu mai sunt. Mai sunt măsuri foarte mici. Nu știm dacă mai facem, pentru că urmează o reorganizare a peluzei Sud. Ia o zi, oameni care cunosc legăturile voastre cu Armata, Partizan, CSKA și în altă parte, lideri din Alcatraz, Kimi și Jono și prietenii cu Rosen, liderul lui Animals. Abar n-am ce poveste asta. Ce cu ei? Nu știu. Se dau explicații acolo, vorbesc între ei. Da, nu, hai să lămurim problema. Au zis și ei, clar, mai devreme, avem frate cu CSKA, NEC, UTA și Corvinu. Probabil mulți credeți că avem frăție și cu CSKA Moscova. Nu. Nu. Deci, la meciurile Steaua Roșie Partizan, foarte mulți oameni de la Steaua se duc la aceste meciuri. Și la Lazio, Roma. Și facturism. Deci mergem să vedem meciuri în afară, derbiuri. Că, na, poate avem chef să vedem un derby în afară, în Serbia, în Grecia, care ar fi pe în Italia. Exact. Și mergem la meciurile respective, inclusiv în Anglia. Dar de aici aș pune avea o prietenie sau o înfrățire sau și așa mai departe, nu știu cum se tot sugerează. Am stat de vorbă cu oameni de la CSKA Moscova, cu oameni de la Partizan. E adevărat, dar nu avem nicio legătură cu aceste echipe și sincer nici nu încurajez ideea asta de a face prietenii și înfrățiri cu 2000 de echipe. Adică trebuie să te alege ceva în principiu. Să ai ceva respect CSKA Sofia. Bă, vedeți că eu am punctat ceva când voi făcea schimb de pachete pe aici și de materiale. Am sesizat legat eu, legat de materiale. Poate materialele nu se știe dacă se vor vinde, că la peluza Sud urmează să fie o reorganizare a peluzei. Vor veni unele dintre grupuri. La un moment dat vor fi materiale, dar nu știu. Vor fi materiale, lumea o să existe materiale cu același brand asta care l-am eu pe șapcă, cu logo-ul nostru, cu peluza Sud. Să știe toată lumea că materialele le facem, nu neapărat ca să îmbrăcăm lumea, dar să fie bine, să fie mai, cum îi spune, mai implicați în treaba asta cu ultraserie, să fim la fel și toți banii care câștigăm îi folosim tot în scopurile peluzei. Coregrafii, alte materiale și așa mai departe. Iar acum, ca să înțeleagă toată lumea, poate unii se întrebă, eu am dat cotizația pe un an de zile la peluza Sud, care a fost de 15 lei sau cât a fost. Sau eu am cumpărat hanorac și tricou și unde-s bani? Bă, foarte mulți bani am cheltuit pe problema aia cu băieții noștri care au fost arestați. După banii aia am mai făcut și noi. Am făcut coregrafii cum? Câteva coregrafii, dar aia a fost. Acolo s-au dus toți banii. Pe tort, pe tort. Și o coregrafie nu costă 10. Coregrafiile costă 30, 40. 30-40 de milioane. La aia cu Dinamo, dar cu 2 ani a fost 65 de milioane. Da. Cu... Mare adevăr greș, Cârciule. Din păcate o grămadă de tineri care vin acum în peluză o fac pentru Facebook. Da, și aici e o întreagă discuție între ei cu poze. Unul se jură că n-a făcut poză în viața lui pe stadion, niciodată nu am poză cu mine pe stadion. Dar nu-i interzis să-și facă poze, să nu-ți arăți, să nu cadă în extrem. Da, ei vin doar ca să fie acolo, să-și pună poze. Dar nu să-ți faci ca să arăți tu că ești la Sud și după aia mai sunt și care. E ca interesul principal pentru care vine pe stadion nu să fie să-și facă poze. Că oricine, și eu îmi fac poze pe stadion, dar asta nu înseamnă că nu sunt acolo pentru un anumit scop. Bun, sunt foarte mulți oameni care se uită la noi, ceea ce e foarte important. Sunt niște mesaje pe care nu le pot citi, adresate lui Coman, lui Surdu,
adresat unor oameni, nu pot să le zic eu. Kaiser, să nu te uiți în spate, pentru exemplu, te uiți că le zici cântat, bă, și unde, aur, tot în jurături, da, mamă, mamă, ce e pe aici. Un singur lucru vrem și noi, să nu fim puși mereu în aceeași oală cu toți cocalarii, zice cineva. Păi cine ne-a pus? Păi da, e nu, chestie, nu, să discuți între e ei. Chestie principială păi a fiecăruia. Păi dacă fac discuții între ei, nu le mai citit. Păi nu, dacă, tu, dacă el mesaj. Ca persoană hai să ne gândim dacă mai avem noi vreun punct de... Cu... Oameni. Dacă mai avem de împușcat ceva. Da, vreau să vă întreb de alte sporturi. De alte sporturi vreau să vă întreb. Da. Veți continua? Sunt convins acum să mergeți la toate sporturile. Acum am avut discuție săptămâna trecută cu Virgil Stănescu la basket. Da. Au spus că o să ne... Ne-au rugat să venim să susținem echipa. Da. În primul rând. Și pe calea asta ne facilitează orice ca să fim acolo. Chiar și cu... Să intrăm doi pe un bilet sau i-am zis, bă, asta e clar, că noi venim și ne plătim biletele, că n-aveam să auzim da. Discuții, bă, v-am băgat gratis și uite ce-mi faceți. Da. Ne-a explicat și problema cu petarde, torțe și așa mai degrav, care în sală e mult mai grav și pentru ei sunt probleme mult mai mari da. Decât ar fi mai la ales că din aul păi, nu există păi, în dacă e, nu, e, nu Steaua e singura echipă de basket. Păi, deci n-are rost să... Dar nu e vorba de asta și nici sala nu permite. Normal. Acum am fost la meciul... Știu că sala nu permite, dar un Steaua Dinamo basket parcă îți venea un pic nu, să dar dai și vrei, cu... Știi că toată lumea se uită pe YouTube la Aris, la PAOG, la Partizan, când joacă basket. Cum a fost la Steaua Dinamo handball în Floreasca. Atunci. Ăla n-a fost, ăla nu știi că s-a anulat. Da, știu. Da. Da. Mă rog. Tot în cauza noastră. Că n-a. Bun, așa, și ai vorbit cu Virgil și veți merge, da? Vom merge la basket pentru că este un sport într-adevăr frumos, pentru că Steaua e singura echipă de basket din București, pentru că este Steaua și merită să o susținem, dar vom merge când ne în permitem. În care putem. Dacă e fotbal, fotbal normal. Da. La basket sunt două grupuri de copii, unul al peluzei nord și unul al peluzei sud, care merg constant la fiecare meci de basket. Și îi felicităm, bravo. Îi felicităm, au făcut coreografii, au făcut... Acum o să încercăm să venim și... Am venit la basket, mereu. Am mers și la polo, la handball când a fost cazul, am susținut atunci la, la hockey, polivalentă. Acum, la hockey. Ok, s-ar putea să închidă patinoara, mă, din ce am auzit. Deci la basket a rămas bine. Acum am fost la meci cu... Chiar în București e o rușine că n-avem un patinoar. Da. Am fost la meci la ultima etapă de basket cu Craiova. Eu la rugby bănesc o să fiți bine. Permanent. La rugby venim. La rugby, la rugby aveam și un băiat de la noi din peluză care juca la Steaua, dar nu mai joacă din motive mă de sport. Uh-huh. Am înțeles? Da. Asta la basket, vreau să reamintesc că am fost la ultima etapă, a fost totul bine. Am cântat și noi și Nordul, tot meciul, n-am înjurat, adică a fost o atmosferă mai de, nu știu cum să zic, cetățenească sau că a fost... Am fost organizați, am cântat, dar la basket sunt mulți copii de seama băiatului meu, care are 4 ani. Mulțumesc. Trec pe lângă noi, mulțumesc, trec pe lângă noi pe acolo, se joacă cu mingiuțele. N-are rost să mergi la basket. I-am spus și lui Stănescu, bă, noi nu venim la basket, gândește că venim să facem rău echipei, că noi nebunile noastre ni le facem în altă parte. Da. Venim la basket de plăcere să susținem echipa și acum vreau să spun către băieții noștri, a fost tot ok până la un moment dat când spre sfârșitul meciului a explodat o bombă între noi. De ne-am speriat toți, toți. Nu știu cine a dat-o și cu ce sensibil. Și cu ce scop a dat-o da. Când era sfârșitul meciului și n-ai cum să controlezi. Asta no, trebuie să înțeleagă, bă, când mergem la basket, hai să fie bine. Am eu un anunț de făcut către toți, că tot vorbeam de puștii ăștia care vin din urmă și de tinerii care vin din urmă. Mai rău fac când fac teribilisme de-astea. Aș vrea ca energia pe care o să-și o canalizeze către steaguri, în primul rând, să facă steaguri. Steaguri roșii și albastre, că avem niște culori superbe. Și dacă am umple din nou peluzele cu steaguri roșii și albastre, cred că ar fi o atmosferă mult mai interesantă decât să venim toți îmbrăcați în negru și să avem petarde la noi pe care să le aruncăm așa printre rânduri. Mai ales la sporturile astea. Și de asemenea să fie foarte conștienți că anumite acțiuni ale lor individuale da, se răspund asupra noastră. Întregii peluze și tot noi ducem. Da, nu că suntem noi răi sau că avem ceva cu ei, dar uneori mai luăm și de urechi dacă fac lucruri contra
a ceea ce noi... Mai suntem exigenți cu oamenii care au fețe noi și vedem că stau pe lângă noi, se uită, fac poze și astea. Pentru că sunt foarte mulți oameni care trimit, gen de la Dinamo, de la Rapid, trimit, ia de vezi la jandarmerie. Cât sunt, ia vezi care e mai mușchilos pe acolo, ia vezi unde își pun steagurile de brigăzi, ia vezi cum pleacă și tot așa. Și ne acceptăm, de-aia mai suntem un pic mai așa, adică, bă, nu mă duc între ea, că nu ia la capace. Păi te iau la capace, te iau, ia stai mă, alcuiești, ce cauți pe aici? Păi vin și eu de la Botoșani. Am dat un exemplu, că băieții oricum vin de la Botoșani și stau cu noi și sunt mai mulți care vin. Am dat un exemplu. Ce, vrea să intre cineva în direct? O să încercăm și operațiunea asta. Dar data viitoare probabil o să încercăm să avem o legătură și audio cu cei care se uită la noi, dar să ne adunăm mai întâi foarte, foarte mulți. Eu cred că am epuizat foarte multe subiecte pe care le pregătisem sau pe care au vrut să le transmită băieții de la Peluza Sud. Am depășit iată două ore, nu ne dăm seama dar data viitoare puteți să veniți deschiși la noi aici, să puneți pe hârtie orice subiect vreți să vorbim. Va fi libertate maximă, v-ați dat seama, noi suntem libertate cu Steaua. Pentru suport. Dacă putem să și fumăm, e perfect. Păi, acum că tot s-a adunat emisiunea, pot să fumez. Bun, vreau să arăt tricoul acesta. Iată, există și tricou Fan Steaua TV. Mai frumos se vede din spate, da? Fan Steaua TV. Avem fel de fel de lucruri noi, o să le vedeți și săptămâna viitoare. Încercați să dați din, cum se spune, din... să share-ui sau cum se numește treaba asta, să dați tuturor prietenilor vestea că a apărut Fan Steaua TV. O să încercăm să ieșim și pe o televiziune care să fie văzută de toată lumea. Oricum, suportrii sunt cei mai mulți și sunt convins că acum e vacanță, dar o să înceapă campionatul și când o să vină cineva de la Steaua ei să ne explice victoria, atunci o să fie o maximă audiență. Dacă aveți mesaje de orice fel, trimiteți-le pe mail. Adresa este gabisaftaron@fansteauatv.com. Certați-ne, spuneți-ne ce vreți să vedeți aici la noi, pentru că e televiziunea voastră. Noi, practic, eu vin aici să pun câteva întrebări, dar în general să-i las pe oameni să se exprime. Nu fac altă treabă decât să îi chem pe invitați. Voi puteți întreba ce vreți voi, e televiziunea voastră, faceți ce vreți aici la Steaua TV, Fan Steaua TV. Pe urmă, mai vreau să mulțumesc suporterii Steaua.ro lui Vlad Gârlă. În fiecare emisiune o să ne ofere premii. Săptămâna viitoare încerc să aduc, poate Țiți Dumitriu va veni alături de noi la VIP Steaua. Junior Steaua va avea prima ediție cu Massimo Pedrazzini în studio și o să rog să vină și cu un antrenor de la Steaua, poate Tomiță ar fi indicat să vină. Tomiță, un băiat grozav care face treabă bună acolo. Se e dedicat meseriei lui de antrenor cu copii și juniori. Patru foști fotbaliști de la Steaua lucrează în academie. Vin, mă rog, din când în când să le dea sfaturi. Cernea pentru portari, Ghionea pentru fundași, Paraschiv pentru mijlocași și Victoraș Iacov pentru atacanți. Ei vin acolo la Steaua mereu să-i ajute pe jucătorii Stelei, pe viitorii jucători ai Stelei. O să mai vorbim despre Peluza Sud. Mereu când simțiți nevoia, aveți numărul meu de telefon, vreau să transmitem asta, vrem să venim să zicem asta, vrem să pregătim meciul cu Dinamo, vrem să pregătim nu știu ce coreografie, vrem să orice. Emisiunea de azi a fost lungă, poate în unele momente n-am transmis ceva foarte important, dar dacă e urmărită de la cap la coadă, poate să atingă toate punctele importante care le-am și fiecare om poate să se extragă. Dacă exact te uiți gen la emisiune 5 minute și vezi că Abrel zice, a, nu mai mă uit la restul emisiunii că e nașpa. Clar. Trebuie văzut în întregime și am punctele importante. Cunosc au fost oameni, mi-au zis oameni, băi Gabi, a fost emisiunea aia prima 2 ore și 40 de minute. Nu stă nimeni să se uite. Dar poate da, dar și ce am zis, băi Gabi, n-am ajuns la momentul ăla. Am spus, băi Nicu, uite, am vorbit despre tine, poate ne ajungi și tu să vedem să facem o treabă bună, Nicu Chiriță de la SAS. Și băi, n-am ajuns. Când ați vorbit de treaba aia? Păi nu știu când. Păi mă uit de două zile mă uit la aia și n-am ajuns la momentul ăla. Își pune pe tabletă, mașină, se uită. Într-adevăr, dar trebuie să o vezi toată. Trebuie să o vezi toată. Poate o să o facem mai scurtă și la asta, mesajul ar fi că ar trebui ca lumea care vine să încerce să țină mai mult spre galerii, să încerce să învețe cântecele, să încerce să nu mai fie cetățeni, să mai știe și ei tot ce înseamnă la galerie, ce înseamnă să susții echipa, să te apleci mai mult către latura asta. Pentru Steaua, toate astea pentru Steaua. Pentru Steaua suntem aici și vom fi în fiecare săptămână de două sau de trei ori pe săptămână până începe campionatul, apoi probabil vom fi în fiecare zi.
și să sărbătorim la vară titlul cu numărul 25 și cupa, eventul să-l obțină Steaua, toate trofeele și vorba lui Mădrin Voicu Junior, glumim, să auzim că steliștii au luat tot. Nu, n-au luat tot, pentru că au fost unii care chiar au luat tot și îi vom chema aici rând pe rând, cei din 1986. Pe foarte mulți dintre voi v-au făcut steliști și trebuie să îi respectăm toată viața noastră, pentru că azi fotbaliști ca ei n-or să se nască. Îți dai seama, campioni europeni, să bați Barcelona la ea acasă, că tot acasă era. Se vor naște, dar poate n-au ocazia să ajungă. Și cum a zis Mădălin Voicu Junior, chiar o să iau motoul acesta, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem steliști. Pentru că asta e ceva sfânt, după părerea mea. E motoul emisiunii noastre, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ținem cu Steaua, să mulțumim Stele pentru că ne-a făcut să fim steliști. Mulțumesc lui Marcel, lui Cârciu și lui Lece de la Peluza Sud, toți au venit aici să vă transmită gândurile lor. Sper că ați priceput ceea ce trebuia. Până săptămâna viitoare, să aveți un weekend plăcut. Salutări din partea tuturor de la Fan Steaua TV.